Bună ziua, luați loc. Mulțumesc, bună ziua. Inițialele. Paie. Ce paie? Inițialele. Bartoș, Andrei, Eugen. Da, profesie. Turnător. Cum așa? Ce turnați? Torn gaz. Gaz pe foc! De paie! O emisiune de Sars Cântei. Paie! Bun găsit, dragi prieteni! Aproape oră exactă. Ne-am propus să fim cât se poate de punctual, dar n-am reușit din niște motive tehnice deosebite. Chiar trebuie să vă spun, pentru că avem chiar două faze aproape identice ca modalități de lucru cu instituțiile care ne ajută pe noi să funcționăm. Vorba vine, ne ajută. Acum a fost problema cu RCS-RDS. Ne-am trezit exact în momentul în care voiam să luăm legătura cu invitatul, că ne-a căzut netul, că ne-a căzut televizorul, că ne-a căzut toată lumea. Și am sunat imediat la RCS, în mod surprinzător au și răspuns după toate întrebările alea intermediare. Cine ești, cum ești, ce mai faci, cu cine ai mai vorbit, toate întrebările alea, apăsați tasta X, exact, așa știți și voi cum e. Până la urmă am vorbit cu o doamnă drăguță care nu știa decât să constate că într-adevăr așa e cum spunem, adică n-avem. În timp ce vorbeam a revenit, după aia s-a oprit, iar a revenit, iar s-a oprit. Bun, n-au trecut nici 3 minute după ce am închis, ne-am trezit cu un telefon în care un robot ne întreba ce note le dăm. Deci vă dați seama, tu nici n-ai pățit nimic, n-ai făcut nimic, n-ai rezolvat nimic, deja te întreabă ce note dai. Pe ei interesează foarte mult să-și evalueze angajații. Asta așa mi se pare mie și o să vă dau imediat un alt exemplu. Și am dat note mari, de la 1 la 5. Apropo de rezolvare, n-am dat 5 pentru că n-aveam de ce, că nu s-a rezolvat nimic. Și după aia mă sună, după alte 3-4 minute, mă sună un domn care spune: păi eu am lucrat la dumneavoastră pe scară, deci vă dați seama cât de simplu era să fi rezolvat din prima. Să spune: domne, stați că e unul care face o lucrare la etajul 2 și schimbă acolo niște cabluri, le-a întrerupt pe toate. Oricum e de porc că se întâmplă asta, pentru că ar trebui să fie măcar anunțat că suntem unii care lucrăm de acasă și vă dați seama că puteam să fiu într-un prim proces de... Ești în afara orelor de program. Nu se știe. Păi de ce? Sunt în tura de după mas. Nu sunt în afara nimănui. Deci nu e ok să ți se întrerupă pur și simplu și pomul să zice: a, păi da, ne jucam noi acolo pe hol. În sfârșit, deci acum a revenit... E bine și așa, suntem tot pe YouTube. Cealaltă fază care este și mai spectaculoasă este cu telefonia. Adică de vreo 10 ani de zile eu tot sun la Vodafone și tot îi rog să-mi rezolve problema. Când vorbesc cu cineva la telefon, aud, v-am mai spus eu asta, aud bipuri de alea, parcă ar fi cu fise. Și era și pe vremea când ne mai ascultau telefoanele, tot așa se auzea. Mi s-a spus de fiecare dată altă variantă, că suntem, nu știu, prea aproape de un releu, prea departe de un releu. Au fost zile în care Iulia m-a sunat de vreo 8 ori și i-a intrat căsuța poștală sau că ce. Nu poți fi, nu ești în area de acoperire. Eram în altă arie, nu eram în acoperire. Lucram total neacoperit. Și atunci vă dați seama că le-am relatat, o tanti ne-a zis: vă rugăm să notați ora și minutul și numărul de telefon cu care ați pățit ceva. Zic: păi, foarte disciplinat, mi-am notat aici în ultimele 5 zile, nu așa oricum. Mi-am notat civilizat, evident că s-au întâmplat din nou, sunt din nou, mi se spune: a, păi da, o rezolvăm, sigur că da, o să vă caute mâine un coleg de-al nostru de la departamentul tehnic, trebuie să găsim o soluție. Mâine, zic, da, zis mâine. Mă rog, zilele la următoare. Un moment dat. La un moment dat. Zic: doamne, dar de ani de zile faceți asta și vreau să știu dacă mă mut, plec de la Vodafone, mă duc la Orange sau la oricare alta ca să nu mai am grijă asta sau poate că locuința mea sau poate blocul meu sau cartierul meu este pedepsit și avem o problemă. Aia nimic, nu, sigur că da, se rezolvă și nu trec nici 5 minute sau, mă rog, niște ore, sună din nou un robot care îmi cere note. Deci vă dați seama, n-au făcut nimic, n-au rezolvat nimic, dar la note chiar mi-a și spus înainte de a închide: știți, o să sune robotul și vă rog să apreciați, să dați note. Deci este ceva uluitor la care sunt convins că
toată lumea a pățit așa, dar la care noi nu știm să reacționăm, așa cum nu știm să reacționăm nici la faptul că sunt 1000 de blocuri sau aproape 1000 de blocuri fără apă caldă, nici la asta nu știm. Noi ne enervăm la nimicuri. Astea nu mai sunt nimicuri, că astea țin de buna noastră activitate și funcționare, adică stau cu cineva la telefon de vorbă și îmi intră bipuri, se întrerupe, mă sună cineva, eu sunt acasă, îi se spune că nu pot fi apelat și toate celelalte. Așa că e bine să știți ce ni se poate întâmpla și să fiți și voi la curent și să reacționați, să nu-i lăsați. Eu la faza cu Vodafone le-am dat note foarte mici și culmea tupeului, știți ce au făcut? Am primit încă un mesaj să le justific. Și am zis, eu evident că nu le-am justificat. Cum adică să justific, mă? Adică tu îmi dai activitate pentru acasă, dar nu le e rușine, nu-i pentru milioanele pe care ni le iau din buzunar, pentru niște servicii pe care nu le fac ca lumea. Și vă rugăm să... Stai, că ceva... Ai văzut ce scria? Cum? Nu. Stai că stau imediat să vezi și tu. Zicea ceva de genul că să explic de ce am dat notele alea. Uite, zice așa, te rugăm să ne ajuți cu detalii suplimentare privind notele acordate prin răspuns gratuit la acest SMS. Adică ce ați fi vrut să mai și plătesc ca să vă dau note? Bă, dar chiar n-aveți pic de o nesimțire, nu? Totul este peste puterile mele de a înțelege. Deci Vodafone-ul îți cere să explici de ce ai dat notă mică, bă. Nu e adevărat. Și unde trebuia să fac chestia asta? Adică să scriu. Păi, vă dați seama că nu o să pierd timpul cu așa ceva, dar în loc să rezolve problema, ei au o conversație de asta paralelă cu realitatea. De-aia am spus, vă rog să vă revoltați, să nu-i lăsați. Lavinia Ban, am așteptat această ediție setat, momentul primit notificare. Seară bună să fie de acum încolo, spune Sorina. Iancovescu, Ștefan Giligili, bună seara Andrei și Iulia, bună seara Lala, spune Sorina Elisabeta, bună seara dragilor, Sonia, bună seara tuturor, Iancovescu spune, sunt de 12 ani la Vodafone, dar s-au prostit rău de tot, am 10 MBS pe net și am abonament de 14 euro. Păi și noi, cred că așa am și eu. Da. Dacă nu cumva, nu, n-am mai mult. Nu. Da, eu am 3 telefoane, unul e al lui Fimiu, ăla mic și eu le plătesc un abonament cât se poate de mare și de solid. Dar vorba ta, nu că s-au prostit, eu zic că e o problemă de incapacitatea lor de a-și gospodări propria activitate, pentru că aici nu trebuie să faci mari săpături. Ai o reclamație care se tot repetă de ani de zile pentru aceeași adresă, te duci pe teren, vezi care-i treaba și spui, nene, uite, nu putem să o rezolvăm, ia-ți, nene, alt abonament, că n-avem ce să facem, uite, nu ne descurcăm cu... facem o reducere. Sau... Dar degeaba face reducere, că pe mine mă deranjează când nu pot să vorbesc ca lumea. Știu, domnule, dar să nu te piardă de client. Ieri am avut intervenție telefonică la Radio Total Sport, da, cu Răzvan Toma. Am vorbit vreo 40 de minute. În 40 de minute au fost vreo 10 bipuri de alea. Bip, bip. Eu îl întrebam pe la ce ai zis, zice, nu se aude bine, zic, nu domne, se întrerupe. Deci, vedeți, asta este cu serviciile în România, lumea suportă, tace și dacă din când în când spunem ceva, poate că, eu zic că poate că este bine să și scriu, să dau și siglă, cum am pățit atunci cu Raiffeisen și până la urmă am reușit să scăpăm de ei. Deci, sunt și momente în care are eficiență. Că o să vină unii și o să spună cum i-au spus mie. Și acum te simți mai bine că ai dat cu noroi în ei? Ha? Da, da, mă simt foarte bine. Și nu-i vorba de noroi aici, eu dau cu puf, cu apă plată, cu tot ce vrei. Numai lucruri fine. Noi vrem să funcționeze. Portați numărul la altă rețea, spune și Sorina. Vă salut cu drag din Mediaș, spune Bogdan Suciu. Și când mi-am dorit să cumpăr un telefon din magazinul lor Vodafone, mi-au spus că abonamentul meu nu mai există. Culmea, le plătesc în continuare un abonament. Poftim. Deci nu e chiar așa ruptă din soare faza asta că nouă ni se întâmplă ceva. Se întâmplă și altora. Iar asta cu portatul în altă rețea, am mai pățit-o, am mai făcut-o, m-am mai portat, a apăruse la început, cum e, ce era, Digi, nu? Nu, la Digi am avut număr, ba da. Am fost la Digi, ăia au arătat totală lipsă de performanță, am portat-o la loc la Vodafone și în continuare pățesc ceea ce pățesc, dar eu n-am de unde să știu că nu o să pățesc cu orice rețea, de aia spun că
deocamdată trebuie să aștept. Am un contract cu Orange-ul pentru televizor, nu? Da. Dacă o să continue băieții ăștia să-mi dea la joale, atunci o să trec și eu la Orange și asta este. Că nu prea am multe rețele. Ce rețea mai am? Ce rețea mai ai? Păi cu Telecom-ul avem o trăire profund nefericită. Și mai este Digi și asta, alta n-avem. Așa că e ușor să zici, mergeți la altă rețea, că nu sunt mai mult de două în jurul meu, așa că n-am încotro. Oricum, e bine că ați auzit probabil și voi că sunt tot felul de dezbateri pentru deschiderea spațiilor pentru cultură și divertisment să se miște mai repede, să dea drumul. Între timp, aflu de la specialiștii care scriu în presă sau apar la televizor că, de fapt, nici nu prea contează că ești vaccinat, că poți să transmiți și așa. Și că nici nu prea contează că ești vaccinat, că poți să te și îmbolnăvești și așa. Deci, lucrurile sunt atât de confuze încât nu avem alte griji decât să ne ocupăm de cărți, de cultură, de viața noastră și să ne facem că plouă în rest, pentru că altfel nu avem ce să facem. Mă bucur că Narcisa Suciu este în țară și are o activitate intensă. Probabil că n-a mai avut timp să ne dea și nouă un semn de viață, deși așa a promis când a avut ultima noastră, am avut ultimul nostru dialog la distanță. Probabil că e mai ușor să vorbească cu mine din Finlanda decât din București, dar am văzut-o la vreo 3 televiziuni, așa că a avut o activitate foarte susținută. Manuela Chețan, ia uite, Sorina zice, sunt mulțumită cu Telecom. Dom'le, eu am fost profund nemulțumit cu Telecom-ul, asta este. Poate că va fi nevoie să mai încerc o dată. Ună seara eu așa am pățit cu o bancă. Mi-au trimis ceva chestionar online să le fac evaluare. Le-am făcut numai cu note de 1. M-a sunat de la sucursală din Târgu Mureș să mă întrebe de ce așa note mici. Măi, dacă te sună este una, să te pună păi, să scrii un mesaj bună, este alta. Da. Și e normal să te sune dacă le-ai dat unul. Înseamnă că cineva de acolo te-a servit foarte prost și tu trebuie să le spui care e motivul. Și eu sunt de acord cu ideea să întrebi, dar nu să mă pui pe mine să dau temă pentru acasă. Tu n-ai prestat un serviciu, tu ești în culpă și tu tot pe mine mă pedepsești. Deci asta cu telefonul e foarte corect. Dacă mă sunau, le explicam. Dom'le, stau de 10 ani și aștept să rezolvați o problemă. Hai să încercăm. Bun, de asemenea, asta cu Telecom-ul o să pun întrebări și eu avem aici un sediu de Telecom la 2 pași și poate cine știe, poate și-au schimbat atitudinea față de viață și față de comunicare în general. Iar în ceea ce privește situația vieții muzicale și concertistice, am înțeles că a început să se miște. Deci, la câte concerte am văzut că sunt anunțate, înseamnă că oamenii s-au pus pe treabă. Nu știm încă unde și cum se va bloca povestea asta epidemiologică, pentru că dacă nimeni nu dă un răspuns clar, domne, ești vaccinat, ai avut boală, asta sunt condițiile tale de viață, noi nu știm. Pot să mă duc oriunde, pot să stau cu mască sau fără mască, trebuie să mă duc la înghesuială sau nu mă duc la înghesuială, pot să merg la concerte, nu pot să merg. Toate astea au rămas așa în aer și nu vorbesc de mine, ci de oricare dintre noi. Îl sunăm acum pe prietenul nostru, Cristian Pătrășconiu, pe care știți că îl avem ca invitat principal, să ne vorbească despre ce a apărut în lumea cărții. Să sperăm că n-a plecat între timp. Ar fi chiar o lovitură. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Andrei! Nu știu dacă ne auzim. Ba da, ne auzim. Ne auzim. Am expus pe larg ce am pățit ca să știe lumea că suntem persecutați și când au auzit că e vorba de carte, au zis, bă, pe ăștia nu-i lăsăm. Ăștia ne fac rău. Da, mai ales că cea mai bună rețea dintre toate rețelele din asta e rețeaua pe care ți-o dă, pe care o poate construi o bibliotecă. E. Sau una dintre cele mai bune, cele mai sigure, cele mai solide. Da, e adevărat. Și ei se feresc de o rețea de genul ăsta și atunci, oricum, pe ecran sunt copertele pe care tu ni le-ai oferit cu generozitate, așa că lumea știe despre ce cărți e vorba dacă se uită la ecran și o să te rugăm să intri în subiect în secunda în care simți că ești gata.
Păi intrăm, putem să intrăm chiar și acum, însă înainte de asta, cu toată sinceritatea și cu toată bucuria, îți mulțumesc pentru faptul că m-ai invitat. Îți mulțumește și editura Humanitas, pentru că, precizez, în seara aceasta cărțile vor fi doar de la editura Humanitas, poate cu altă ocazie vom lua și alte edituri. Suntem bucuroși, suntem onorați și nu e doar complezență sau ceea ce trebuie să faci corpodului bunelor maniere la început, e mai mult decât atât, este un respect pe care și eu și Humanitas Andrei și Iulia și focului de paie vi-l purtăm. Sunteți nu foarte, foarte mulți, sunt nu foarte mulți oamenii care fac ce faceți voi pentru cărți. Și, din păcate, aș fi vrut să fim mai mulți, dar noi considerăm că de la bun început am pornit cu această intenție de a stimula lectura, de a stimula cartea, de a vorbi de conținut și cred că în 3 ani am dovedit că ne și ținem de cuvânt. Așa este, așa este și încă o dată țin să-mi exprim recunoștința pentru invitație. Și noi îți mulțumim că ai rămas consecvent și prieten al acestei emisiuni. Este foarte important pentru noi să știm că există oameni care slujesc cartea și atunci implicit pe cititori. Pentru că, în fond, despre asta e vorba. Prietenul vostru, Andrei. Da, cumva, da, e bun verbul ăsta. Slujim cartea și eu și tu și Iulia. Dar și cărțile ne slujesc pe noi și ne ajută în moduri poate mult mai complicate, complexe, pardon, decât ne-am închipui. Dacă e să începem, uite, iau la întâmplare din muntele ăsta, din cei doi munți, pentru că dacă întorc camera s-ar vedea că sunt doi munți de cărți, și iau la întâmplare primul titlu, cel care e deasupra unuia dintre aceste vârfuri, și anume o carte care a apărut, cred că, alaltă ieri. Astăzi este ziua de joi, da? Da. Da, alaltă ieri, cred că a apărut. Și anume, Ioana Pârvulescu, Alfabetul Doamnelor, de la doamna B la doamna T. Trebuie să spun că nu este o carte care apare în premieră, este o reeditare după multă vreme. Cred că prima ediție a fost în 1999, exact, 1999. Asta este ediția recentisimă și ușor diferită de prima ediție, pentru că este revăzută și adăugită. Dacă vrei, asta e un fel de intrare laterală în materia feminină a literaturii române. Aici un alfabet, o antologie, un potpuriu de personaje, mai ales de mari personaje feminine din istoria literaturii române. E un fel de, cum să spun, de aperitiv extraordinar de ingenios pe care Ioana Pârvulescu ni-l oferă pentru a iubi pur și simplu cărțile și, în mod aparte, și literatura română. Uite ce zice Ioana Pârvulescu. Cartea oferă o tipologie a personajelor feminine din literatura română, de la doamna B a lui Negruții la doamna T a lui Camil Petrescu. Combină critica și istoria literară cu istoria mentalităților, sociologia cu istoria culturală, experiența de viață cu cea de bibliotecă. În fond, cam tot ce folosim când citim și judecăm literatura fără mânie și părtinire. E o carte foarte prietenoasă, o carte caldă, o carte de eseistică relaxată, să spun așa, și consistentă, dar relaxată. Nu e crisparea criticului literar, pe care de altfel Ioana Pârvulescu nu are niciodată. Este un, între altele, e și un scriitor și o scriitoare redutabilă, dar este și o eseistă și practică și critică literară cu foarte multă nonșalanță și cu mult șarm, și asta se vede încă de aici. Este una dintre primele cărți ale domniei sale și una dintre, aprecierea e personală de data aceasta, dar cred că nu e doar a mea, una dintre cele mai frumoase cărți de eseistică semnate de Ioana Pârvulescu. S-a reeditat de curând, am spus, acum câteva zile, Alfabetul Doamnelor de Ioana Pârvulescu.
Asta e cartea oricum de... eu sunt, datorită ție, deja un colecționar de Ioana Pârvulescu, așa că știi că cunosc și... speța și știu despre cine e vorba. Speța atât de dragă, să zic așa, da, și mă bucur. Corect, corect. Că am putut să mijlocesc așa, e și discret ce spui tu, Andrei. Trecem acum la un alt titlu, cu voia ta, la un alt registru, dar tot la șarm, pentru că și această carte e o carte scrisă, nu știu cum să zic, cu suflet și cu sufletul. Este un fel de monografie, de biografie, portret biografic se cheamă, a lui Andrei Scrima. Subtitlul cărții este Un gentleman creștin. Cartea îi aparține lui Ioan Alexandru Tofan, probabil cel mai valoros exeget, cu siguranță unul dintre cei mai buni cunoscători ai operei și ai vieții acestui mare personaj din creștinismul românesc și chiar occidental, aș spune, din ultima jumătate de secol. Acest personaj fabulos, Andrei Scrima, ziceam că aparține cuiva care știe foarte bine tematica aceasta, și anume lui Ioan Alexandru Tofan. Este un eseu de mare erudiție și de mare rafinament, un eseu care dublează o altă carte și o face la modul superlativ. Voi folosi semnul de carte, pentru că n-am găsit eu undeva, știi, când se ascund cărțile de noi, uneori e de groază. N-am reușit să găsesc exemplarul mai vechi de acum câțiva ani, dar pe semnul de carte există. Prima carte a aceluiași Ioan Alexandru Tofan, dedicată lui Andrei Scrima, și Fizionomie experienței spirituale, e aceasta, Omul lăuntric. Sunt două dintre cărțile de eseistică, să zic așa, de intersecție între religie, între hermeneutica de tip creștin, între eseistica care portretizează un mare personaj, o carte absolut, absolut admirabilă, și ea este foarte, foarte recentă. Sunt convins că, știind și rigoarea și știind și ce are în mână cât de cât așa, Ioan Alexandru Tofan, șantierul Andrei Scrima este poate abia la început, și sunt sigur aproape că vom mai avea cărți din aceeași arie tematică semnate de Ioan Alexandru Tofan. E un om aproximativ de vârsta mea, un om pentru care am un respect extraordinar, este unul dintre cei mai valoroși eseiști români, între altele, ai ultimelor decenii. Ioan Alexandru Tofan. Da, poți să ne spui două vorbe despre domnul acesta care are două nume care îmi plac? Și Andrei și Scrima mi-au plăcut? Personajul acesta a fost legat și de România și de mișcarea creștină. Așa. Și de înainte de 89 și după 1989. El e unul dintre oamenii cheie din interiorul mișcării rugului aprins, celebrul rug aprins, care s-a, eu știu, s-a forjat, mișcare care s-a forjat în jurul mănăstirii Antim, de aici din București. Apoi a contat foarte mult pentru ortodoxie, pentru ecumenism, mișcare și pentru mișcarea ecumenică prin cariera pe care a făcut-o în străinătate, în diverse formule, fie academice, fie pur și simplu pastorale. S-a reîntors în România, a strâns în jurul lui oameni extraordinari, de la Horia Roman Patapievici la alți tineri străluciți. E un om cu o operă încă foarte puțin cunoscută, probabil că ceva pe un alt versant comparabil cu opera deopotrivă textuală și duhovnicească a ceea ce știm și știm prin forța împrejurării poate un pic mai mult, că avem de pe urma lui Nicolae Steinhardt. Unul dintre marile personaje ale creștinismului, nu numai ale ortodoxiei românești, și cum ziceam, chiar ale creștinismului. De asta ți-am și cerut să spui câteva cuvinte ca să știe lumea în ce loc să-l placeze.
O să te întrerup puțin ca să citim mesajele, să nu le pierdem. Bogdan Suciu te salută și este încântat că ai revenit. Lavinia Ban pune o întrebare la care poate răspunde oricine. Ați avut stare să citiți în această perioadă? Pe mine mă atrage cartea doamnei Niculescu. Și tot ea spune, mă bucur să vă revăd povestind despre cărți. De asemenea, Simona Marin te salută pe tine și Patricia Montero. Aș vrea să-l întreb pe Cristi, privind în urmă, care este titlul de carte care te-a, și s-a stins, te-a marcat, care ți-a plăcut încă înainte să citești cartea. Și aș mai vrea să știu care este titlul cel mai slab al unei cărți bune pe care ai citit-o. Asta e foarte tare, întrebarea asta. Foarte tare, da. Și n-am răspunsul pe loc. Bun, de regulă nu mă atrag titlurile astea foarte banale, gen poezii, proză, așa când arunci sau pui un cuvânt albastru sau, nu știu, le dai cu furca. Dar... bună întrebare. Care este cel mai enervant, cel mai enervant titlu? N-aș ști să răspund în momentul ăsta. Deci, ce am în minte? Și cartea care te-a marcat pe tine ca cititor serios de carte? Sunt foarte multe cărți care m-au marcat, pentru că ele corespund unor vârste de lectură. De pildă, dacă e să mă refer doar la perioada din liceu, am zis-o de mai multe ori și public, au contat pentru mine foarte mult întâlnirile cu următorii, ca să zic așa, să dau, fac o mică dare de seamă. Cu G.D. Salinger, de veche în anul de secară și nouă povestiri. Da. De asemenea, cu Nikos Kazantzakis, vitalismul lui extraordinar m-a impresionat foarte tare în liceu și m-a marcat într-un fel decisiv. De asemenea, tot în acea perioadă sau aproximativ în acea perioadă, Romain Gary și Hermann Hesse și un pic mai încolo Franz Kafka. Iar dacă intrăm de la facultate încolo, sunt multe, multe referințe autoriale care m-au marcat. Deci nu e cineva anume sau nu sunt 2-3 autori anume care au făcut, cum se spune. Ai dat un tablou cât se poate de plăcut și complex, pentru că arată că ai fost un adolescent precoce. N-aș spune, cred că am fost un adolescent curios. Nu, păi nu, că nu sunt mulți care, de exemplu, în perioada mea, ce ai citit, ce ai dat tu ca titluri, se citeau cam după ieșirea din adolescență. Hai să zicem că Salinger se citea și prin clasa 10-a, dar restul sunt nume mai grele, așa că... Bine, tu ești din altă epocă, tu ai și ajuns la ele ușor. Poate mai ușor decât generația ta, da, de acord. Ce vreau să mai adaug este că am avut și norocul, și bucuria și privilegiu unor întâlniri cu 2-3 oameni din mediul profesoral care mi-au pus în brațe cărți și, de asemenea, extraordinarul privilegiu al unor prietenii. Dacă este să fac așa o confesiune care nu ține de un secret adânc al meu, ci de ceva intim, dar pe care îl pot împărtăși, zic în felul următor. Am citit o mulțime de cărți extraordinare, pentru că acele cărți au fost cărțile care mai întâi au plăcut prietenilor mei, prietenilor și prietenelor, ca să fim corect politici, nu? Așa, da, am înțeles. Deci asta înseamnă să te învârți într-un mediu favorabil cărții. Și înseamnă să fii deschis și la curiozitățile intelectuale ale celor cu care simți că ești mai apropiat, ale prieteniilor pe care le întâlnești în viață. Și eu de la ei, și sunt convins că și ei de la mine. Absolut. Făceam schimb de cărți, făceam schimb de idei, ne pasam unul altuia provocări intelectuale. Deci cam ăsta e mecanismul. Deloc precoce, din punctul meu de vedere, doar, cum să zic, un mecanism al unei curiozități care nu m-a părăsit nici astăzi și, da, asta cred că e spre binele. A devenit parte profesională până la urmă și ceea ce înseamnă că e o profesie care cere pasiune. Și nu, da, poți, nu poți fără pasiune. O deschidere da, care exact. Este de aproape ca un fel de principiu. Ochii larg deschiși, la ce e în jur, la ce cărți și ce e viața din jur, practic. Just. Pentru că de mai multe autori zice să fii cu un ochi în carte și cu un ochi în viață. Și atunci
câștigul este mai mare. Just. E bine că ai răspuns provocărilor, pentru că umanizează dialogul, așa că trecem la alte cărți. Uite, trecem la o carte grea, la o carte densă, la o capodoperă. Domnul Liceanu zice despre cartea asta că e una dintre cărțile care i-ar fi dorit un destin mult mai fastuos decât îl are. Trebuie să spun că are deja 3 sau 4 ediții în limba română, dar e o carte care i-ar sta bine poate în sute de mii de exemplare, în sute de mii de case de biblioteci. O carte de înțelepciune, preponderent orientală, Regele și cadavru, a lui Henrik Zimmer, poveste, subtitlul e poveste despre biruința sufletului asupra răului. Sunt, nu știu, povești, parabole din zona, cum ziceam, din zona orientală, citite de ochiul extraordinar de fin, de rafinat, al cuiva care e dedulcit profesional, la modul cel mai înalt, deopotrivă în artele care țin de psihologie, psihanaliză, și inclusiv de la tatăl său, urmând chemarea tatălui său, de dulci la, să zic așa, înțelepciunea de tip oriental. Asta nu e o carte, de fapt, care se citește așa simplu, e o carte pe care se stă, în care e bine să locuiești, pentru că în ea găsim, în ea se găsește și în ea găsim răspunsuri la marile probleme ale sufletului, ale sufletelor din această umanitate. Uite ce zice Carl Gustav Jung, care îl prețuia foarte mult pe acest Heinrich Zimmer, un genialoid care a murit, din păcate, foarte devreme, la doar aproximativ 50 de ani, lăsând o operă extraordinară, dar și promisiunea și regretul că n-a putut să facă mult, mult mai mult. Deci Jung zice despre Heinrich Zimmer: prin toată ființa sa, Zimmer a rămas un puer eternus, un veșnic adolescent care, pe aripile unei limbi strălucitoare, a făcut să se deschidă toate florile din grădinile legendelor indiene. Le-a împărtășit și destinul, căci, citez, moare tânăr cel iubit de zei. Regele și cadavru e, și din punctul meu de vedere, una dintre cărțile pe care nu poți să eviți să le ai, nu știu, în primele rafturi din bibliotecă. Iar ediția pe care o arăt acum la cameră este de departe cea mai frumoasă, o ediție absolut imperială, regală, atât de frumoasă și ca obiect estetic. Așadar, Heinrich Zimmer, Regele și cadavru, poveste despre biruința sufletului asupra răului. Mergem mai departe, da? Mergem mai departe. Vreau să spun că Lavinia a sesizat acolo pe imagine cartea lui Stephen Hawking și zice că și-a promis că va căuta cărțile după ce a citit cartea soției lui, Jane Hawking. Deci vezi că oamenii sunt atenți până și la copertele afișate. Minunat, mă bucur și îți mulțumesc încă o dată. E foarte bine când ne contaminăm cu asemenea duhuri, să zic așa, cu lucruri de genul acesta. Și mai ai o provocare, până la cartea următoare, tot de la unul foarte tânăr. Da. Alan George Lyon se bucură că ești cu noi și Boogie Jay zice așa: ținând cont de contextul actual și de vremurile pe care le trăim, cancel culture, corectitudine politică, etc., îți lansez următoarea provocare. Privește cele două turnuri din fața ta, la cărțile tale se referă, și zine care, dacă vreo carte de acolo riscă să intre în viitor în vizorul unei mișcări de tipul cancel culture. E una care poate fi înțeleasă greșit de generațiile neșcolite? Dom'le, întrebare excepțională. Copilul ăsta e mai deștept decât părea. Care da. Da, cred că sunt câteva. Și aș putut aduce unele pe care acești imbecili, că nu le pot spune altfel, acești idioți utili și inutili care propagă idei de genul acesta, da, de ideilor corectitudinii politice, asta fiind un nou comunism, din păcate, da. Simplu, ca să încheie ideea. Deci am alte câteva, dacă fac doi pași în spatele camerei, am alte câteva pe care le-ar arde și care sunt, de fapt, mari cărți ale umanității. Dar cu aceste capete pătrate și fără prea multe idei sau cu o idee și aia fixă, nu pot să
nu poți să te joci. Bravo, deci, bravo. Le-a arde pur și simplu. Indignarea mea și furia mea față de acești idioți utili și inutili încă o dată este fără margini. Cred că suntem într-un unghi foarte urât al istoriei noastre. Și mai cred, asta o spun și ca să ne încurajăm reciproc, că nu suntem încă în cel mai adânc, în cel mai nefericit. Da, adică se poate și mai rău, am înțeles. O spui delicat, dar până la urmă asta e. Da, pe bună oară, în 2023 sau 2024, ăștia de la Oscar vor acorda premii, așa cum acordau, sau poate chiar mai rău decât acordau Academiile de Film din URSS. Deci după cote, după tot felul de tâmpenii, de cretinătăți, de culoarea pielii și așa mai departe, ca și cum valoarea estetică ține de faptul că ești alb sau afroamerican sau exact, chinez. Exact. Din păcate, așa se prefigurează și aici nu te contrazic. De asta probabil că și Bughigea a pus așa o întrebare, dorind să anticipeze pe undeva atitudinea ta față de fenomen, iar Lala îl și felicită pe Bughi pentru întrebare, așa că e bine că vin. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru întrebare. Am schimbat cartea, vreau să vorbesc despre alta, dar uite, asta e una dintre cărțile pe care ardă acești idioți. Ia să vedem. De unul singur, Fan Shen, Memoriile unui membru al Gărzilor Roșii. De ce? Pentru că, de fapt, mișcarea asta numită corectitudine politică vine de departe. Vine din școala de la Frankfurt, care este o școală eminamente neomarxistă. Ceea ce înseamnă că aceste declinări instituționale, teoretice și practice ale corectitudinii politice de astăzi nu au altă extracție decât încă o dată marxismul. Sunt forme de neomarxism. Ce face omul acesta e să denunțe lumea din care el vine și care este adânc marxistă. Gărzile Roșii erau o instituție de elită a Partidului Comunist din China. Omul a emigrat în Statele Unite, a publicat această carte, o carte zguduitoare, o carte în care dovedește cu asupra de măsură, cu nenumărate exemple, ce înseamnă gândire captivă, ce înseamnă gândire totalitară, ce înseamnă comunismul cu adevărat. Și spun că pentru că aceste mișcări care văd peste tot naziști, fasciști, îi vânează și foarte bine fac, nu văd sau din potrivă cauționează sau laudă mișcări de stânga, exact, mișcări comuniste. Care sunt tot atât de periculoase ca și celelalte. Foarte bine. Ăștia se ia cu cărticica lui Mao în brațe tot timpul. Exact. Oamenii cu cărticica lui Mao, chiar pe copertă aici sunt, astea sunt niște cărticele ale lui Mao, roșii, dacă se văd așa mai bine. Da, 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 am văzut coperta, de acolo am și sezizat. Am și eu un exemplar, să știi. Nu din cartea asta, din alu Mao. Da. Am primit-o că mergeam mereu acolo la ambasada Chinei, care era pe Polonă, și da, stăteam să mă uit la pozele alea, că erau niște poze, bine, asta în anii ăia, anii 80. Și erau poze și a ieșit unul de acolo și a văzut că sunt mereu, probabil că m-a văzut de mai multe ori că au cameră, și s-a dus înapoi și a venit cu o carte și mi-a dat-o cadou. Și eu am cartea lui Mao, poftim. E un document prețios acela. Să știi că și da. Și acum îmi vine în minte... Copertă de plastic. Da. Să-mi o arăți în zilele următoare. Da, da, da. O am. Trebuie să mă ies să caut. Dar e o carte în care m-am uitat și am regăsit lucrurile astea la care te referi tu. Da, și mă refer omul acesta în principal. Cel care la 12 ani a devenit membru al Gărzilor Roșii, încă o dată în hardcore-ul Revoluției Culturale din China. Exact, erau necruțători. Erau necruțători. În timp ce ziceai tu de cărticica lui Mao, mi-am amintit că pe piața de la noi de carte sunt foarte, foarte puține biografii ale marilor satrapi, lideri politici de tip comunist. Ori tocmai că vorbim de China și de cărticică și de autorul ei, de Mao, să spunem încă o dată pentru cei care ne privesc și să ducă cei mai departe. Cel mai mare ideea asta, cel mai mare criminal din istoria umanității pe număr de victime este exact Mao. Ierarhia primilor trei criminali
în istoria umanității, se poate verifica, nu e o interpretare, e un fapt incontestabil, sunt următorii. Locul 1 Mao, locul 2 Stalin, locul 3 Hitler. Deci, din timpul lui Mao, omul acesta povestește cum erau îndobitociți copiii printr-un fel de educație în spiritul urii și al resentimentului. E un om care s-a eliberat, e un om care povestește această experiență, e un om care și-a schimbat mintea, a traversat ceea ce se numește, mă rog, în sens creștinesc, metanoia, s-a rostogolit, a trecut în partea cealaltă și spune povestea lui și povestea acestei nebunii, care este ideologia de tip nebunii criminale, cea mai criminală din istoria umanității, spune povestea asta care e, mi se pare foarte, foarte importantă și pentru zilele de astăzi. Așadar, ca să închid bucla, e o carte asta care deja pe mine mă tentează, pentru că realmente e greu de înțeles cum a putut să iasă cineva de acolo și să se uite înapoi cu mânie sau fără, pentru că e foarte greu de imaginat. Gândește-te că oamenii ăștia nici nu știau ce e aia să te îmbraci altfel decât toată lumea, ca să luăm doar un element exterior. Corect. Era aceeași îmbrăcăminte, așa cum vedem astăzi în Coreea. Unul singur este diferit și toți sunt gri șobolani. Da. Omul acesta, repet, a avut norocul să plece din China și după un timp a avut și curajul să-și ia libertatea de a spune adevărul despre ce înseamnă cu adevărat comunismul. Și uite, da, spune Claudia o formulare interesantă la ceea ce ai spus. E mai degrabă neomarxinazism. Naziștii ardeau cărți, comuniștii interziceau autori și cărți. Ardeau și comuniștii cărți. Ardeau, dar nu făceau spectacol din asta, ardeau pe blat. Nu făceau spectacol, ardeau, puneau la index și nu uitați, nici eu, să nu uităm nici eu, nici nimeni altcineva, că nazism vine de la național-socialism. Exact. Dacă te face un exercițiu de acuratețe, să zic așa, ideologică, și dacă se pune pe două coloane, ca să fac corect acordul, pe două coloane, marile caracteristici ale nazismului, respectiv ale comunismului, vom vedea că 8, dacă nu 9 din 10, cele mai importante, sunt foarte asemănătoare, ceea ce înseamnă că percepția asta pe o linie, că una extremă dreaptă, una extremă stângă, este una cel mult aproximativă, dacă nu chiar manipulatorie, pentru că în realitate extremele astea două se ating foarte mult, se intersectează în hardcore-ul lor. Și nu uitați iarăși încă ceva, că al doilea război mondial n-a început numai de la Hitler. Absolut. În Polonia. Absolut. Polonia a fost sfâșiată pe de o parte de Germania și pe de altă parte de Stalin, de URSS. De URSS, așa, bineînțeles. Deci de la naziști și de la comunism. Da, să nu uităm ce înțelegeri bune au existat între cele două părți, între 39 și 41, sigur că da. Exact. Unul era din Germania, unul era din URSS. Unul era nazist, unul era comunist. Fiecare a învățat know-how, cum se spune și în Oltenia acum, unii de la alții, în materie de teroare. Da, primele luptări, ne spune și Thierry Bolton, am mai vorbit noi cu alte ocazii. Exact. Thierry Bolton, pardon, Stefan Courtois. Da, primele lagăre, primele experimente ale lagărelor nu sunt de ordin nazist. Sunt comuniste. Primele lagăre sunt cu gazare cu asta, sunt comuniste. Iarăși, mă rog, istoria trebuie să fie învățată mai temeinic și mai în adevăr, nu în felul în care ni se toarnă în capul. Absolut. Ca să ne referim doar la Solzhenitsyn, da, și la Gulag. Da, dar și mai înainte de asta, și mai înainte de lagărele alea din Germania, primii care au făcut așa ceva, niște experimente cu câteva zeci sau chiar sute de oameni, au fost în URSS din anii 30, la început, mai înainte de Germania. Da, în fine. Groaznic, sunt de disprețuit amândouă cele două mari totalitarisme ale secolului trecut, care își lasă o grămadă de fantome și în secolul de astăzi, și anume nazismul și comunismul. Încă o dată, nazism vine de la național-socialism. Cu care, din păcate, ne întâlnim foarte des în ultima vreme. Ne întâlnim foarte des, da. Și cred că e și un val urât pentru mișcări de... Mă rog,
un val fecund pentru mișcări de tipul ăsta și urât pentru, pentru mințile deschise. Pentru ceilalți, corect, corect. Deci o carte de, de citit, Fen. Cartea de citit este una dintre cărțile de memorii sfârșietoare, din punctul meu de vedere. Deci cei de la Humanitas, uite, în seria asta, au aici pe banda asta micuță, memorii jurnale. Deci ei publică, nu știu, două, trei cărți pe an, dar când le publică, lovesc foarte tare. Asta e o lovitură. Deci e o carte care te ține în ea așa, într-un fel extraordinar de... Deci captivantă. Lala ne spune, cred că Pol Pot este pe primul loc la număr de victime raportat la populația țării. Da, dacă faci tipul ăsta de raport, așa mai sunt și alții, dar totuși peste 100 de milioane de morți cât are Mao, peste 50 de milioane de morți cât are Stalin pe conștiință, mă rog, nu cred că are o conștiință, nu are nimeni altcineva. Tocmai, deci, bine, ea a raportat la populația țării și atunci se reduc cifrele, dar e groaznic chiar dacă ne gândim așa, vorbim de niște cifre fabuloase când e vorba de niște vieți curmate. Exact. Milioane de oameni căsăpiți. Dar oamenii ăștia, deci, comunismul și nazismul au fost, cum să spun, abatoare umane. Deci atât de mult au omorât la propriu încât nici nu ne putem imagina. Deci când auzim numere de ordinul a milioane, a zeci de milioane, uite, de pe urma comunismului, numai de pe urma foametei în diverse state din comunism, asta e numărul pe care îl dă, singurul număr pe care îl dă, de fapt, în cartea lui Thierry Wolton asta, cu istoria mondială a comunismului, vreo 70 de milioane de oameni au fost omorâți de pe urma campaniilor de înfometare dirijate de către diversele state de ordin comunist. Da, oribil, oribil, absolut. E secolul 20, de fapt, este, din punctul ăsta de vedere, cel mai monstruos, cel mai criminal, deși, într-un fel, este cel mai, nu știu, revoluționar, cel mai plin de fapte, de cultură și așa mai departe, are și fața cealaltă întunecată, este și, de departe. Și tehnologia a evoluat uluitor și asta totuși nu ne împiedică să ne întoarcem în întunericul la care se referă și mesajul acesta. Claudia spune, din păcate ne îndreptăm spre 1984, Orwellian. Să sperăm că nu. Dar că plutește nu. În aer. Să sperăm că nu. Eu prefer să gândesc nu în termenii ăștia. Adică nu sunt un idealist, dar nici nu aș vrea să mă duc într-o narațiune de tip conspirativist. Prefer să zic așa, matricea sau principiul pe care îl spune și care Raymond Popper. Cred că viitorul e deschis. Eu cred că lucrurile încă se joacă. Câtă vreme e măcar un om care poate să ridice deasupra vocea libertății, mai e o șansă. Câtă vreme e un om care în întuneric poate să țină în geam o lampă aprinsă, o lumânare aprinsă, încă se joacă. Asta, aici asta sunt de acord cu tine și e bine că ai poziția asta, pentru că asta ar însemna altfel să intrăm în depresie toți. Dar uite, vine un mesaj din Statele Unite. Alan George Lyon spune, socialismul prinde teren în SUA. Credeți că Europa este la adăpost? Nu. Nu cred că Europa e la adăpost, pentru că Uniunea Europeană este o organizație care e motorizată tot mai mult de principii de ordinul socialismului. Centrului stânga în cel mai fericit caz. Da, nu, sunt îngrijorat și față de Europa. De asta te-am și întrebat. Deci, iar noi aici, în zona asta gri, cu atât mai mult trebuie să fim îngrijorați, pentru că, pe de o parte, vine... Nu mai putem să privim cu acea inocență la vest, câtă vreme ne livrează conservele astea mentale de doi bani de ordine cu corectitudini politice, ceea ce, vreau să fie clar, nu înseamnă că acea lume nu e încă cea mai bună lume dintre lumile posibile, vestul, occidentul, Europa de vest. Deci, dar nu cred că mai putem să privim așa cu o eurofilie, cu un eurooptimism deșanțat către ce ne vine de acolo. Adică cred că circumspecția ar trebui să fie rezervă prudentă și trebuie să avem și noi un cuvânt de spus la masă, pentru că lucrurile tind să meargă într-o direcție din ce în ce mai socialistă sau socializantă, nu știu dacă formulez cel mai bine. Pe de o parte avem așa ceva,
avem o America care în degringoladă, America condusă de un ins aproximativ, ca să zic așa, să fiu politicos în momentul ăsta. Cred că marea performanță a lui Biden din jumătatea asta de an a fost să culeagă păpădia aia, în rest a făcut numai nefăcute. Și apropo, mă mir că marii noștri comentatori de politică externă, care mari specialiști în politica din Statele Unite, care au foarte activ în perioada în care Trump era președinte, au dispărut dintr-o dată, nu știu unde s-au dus. E o perioadă de vacanță și de înțelegere, da. Pentru că au zis, hai să vedem ce face omul ăsta în următoarele 6-7 luni. Da. Face nimic, nu face nimic. Sau face gafe de uriticolă. Nici Nicu Șordan nu face nimic de asta. Nu înseamnă că noi dăm șanse să facă. Deci, probabil, eu încerc să le găsesc o explicație celor la care te referi și ai dreptate. Într-adevăr, au cam dispărut comentatorii. Este o dublă măsură care îi descalifică odată în plus. Și asta e adevărat. Și da. Te întreabă, vezi că dacă am intrat în zona politică, era normal să te întrebe cineva din Belgia, cum privești ce s-a întâmplat în Belarus, apropo de subiectul nostru de acum, că despre asta vorbim. Autoritarism, socialism, da, dictatură. Acela e între ultimii dictatori, să zic așa, omologați oficiali, sângeroși din Europa, cumva. Ceea ce a fost acolo a fost un act de răpire de terorist de stat, exact. Pur și simplu. Asta vedem și termenul meu, așa am zis și eu. Este terorist de stat acolo și ceea ce mă enervează odată în plus, apropo de temerea mea pe care am enunțat-o mai înainte, este reacția extrem de moale, încă o dată moale, dacă nu chiar să-i spunem pe față, foarte lașă a reprezentanților lumii bune. Încă înființează comisii, comitete și comisii când lucrurile sunt foarte, foarte clare. Da? Acolo, deci absolut, a făcut absolut de acord cu tine, aș zice mai mult chiar. Ideea, și probabil că o să spui, nu știu, că am impresia că totuși tu îl respecti pe cel care a venit cu ideea, dar eu am fost coleg de cămin cu el, așa că îmi permit să mă iau de el. Prietenul meu din copilărie, Andrei Oișteanu, a venit cu ideea aia cu schimbarea numelui străzii, a fost preluată ideea de doamna Clotilde. Și acum văd că se vântură peste tot subiectul, domne, să schimbe în toată Europa străzile unde are Bela. Asta e o soluție? Asta, cu asta ne luptăm noi? Schimbăm nume de străzi? Asta e vodevil, asta e așa pentru copii. Da, dar n-aș fi așa de dur. Eram sigur că nu o să fie așa dur. De-aia am și spus. Eu ți-am avertizat. Așa e, ok, altceva vreau să spun. Nu este, sunt perfect de acord cu tine, asta nu este o soluție. Păi, e un tip de răspuns, poate nu dintre cele mai... Cele hai să mai fim consecvenți. Păi, tocmai tu spuneai că e un pericol imens acest individ, acest mod. Da, și adaug, soluția nu este aceasta să schimbi un nume de stradă sau nu e numai... Asta poate să fie o chestie de imaginație, poate să fie o chestie de presiune publică. Simbolistică. Exact. Și de asta ziceam că nici n-aș blama, nici nu aș fi așa cum, mă rog, erau cumva și Los Indignatos ăștia din Spania, de partea cealaltă, spunând că așa, orice idee care pare mai șuie stă pe post de soluție într-un conflict de o asemenea anvergură. Deci nu rezolv cu floricele, cu panseluțe, cu criză. Exact la asta mă refeream și eu. Nu? Mi s-a părut că în raport cu fapta și cu ce am văzut acolo, că ai văzut și tu reportaje, nu numai cazul băiatului ăsta, că bun, un caz, un om, e vorba de implicare, de cum s-a procedat, demonstrațiile din Belarus, ce au pățit alți ziariști, despre care s-a vorbit mai puțin, au fost torturați, bătuți și am văzut fotografii. Deci e groaznic ce se întâmplă acolo și noi schimbăm un nume de stradă. Deci dacă tot vrem să arătăm că suntem Europa solidă și democratică, trebuie să avem altă atitudine, mult mai fermă. Încă asta e o atitudine, să zicem, așa, mai neobișnuită. Parte din ceea ce s-ar numi gândire laterală. Asta cu stradă. Dar atitudinea comisarei noastre mi se pare absolut Vezi? Am vrut să ajungem acolo, dar nu așa repede, nu din prima.
Da, până la urmă, însă nu asta e tema întâlnirii din seara asta. Nu, dar vezi că apar subiecte pe parcurs. Ajungi la chestiuni de acest ordin, da. Mă tem pentru viitorul nostru, sau am îngrijorări legate de viitorul nostru, cu asemenea elite, exact, elite politice, exact, elite medice în Occident. În Occident. Corect. Iar dacă vorbim despre ce aici, și situația e și mai complicată sau și mai gravă. Dar asta e poziția mea acum de la data asta, în Perfect. Anul de grație 2021. Perfect. Deci cu asemenea lideri de cârpă, ca să nu le zic altfel, mă tem pentru viitorul nostru. Gândește-te numai ce era la începutul acestei construcții în Uniunea Europeană, Robert Schuman, mai ales Conrad Adenauer, și gândește-te la oamenii ăștia care, nu știu, rup trei pixuri în două idei când este să iau o decizie. Da, total de acord. Da. Nu, nici nu se compară elita politică de atunci cu ce e acum, asta, fără discuție. Niște oameni care, niște fricoși sunt, de fapt, niște fricoși. Sau când nu sunt de-a dreptul complici. Asta dacă ne întoarcem, apropo de ce a făcut, a făcut frumos în raport cu Putin și cu gazoductul ăla, într-adevăr. Păi vezi? Dacă vreau să spun și ceva, și n-au mai, iarăși, analiștii noștri n-au mai comentat. Înainte era nasol când cineva se opunea la construcția acestui gazoduct, pentru că ăla era dictator, iar ăsta când dă voie, dă undă verde, e de aplaudat, sau mă rog, putem să nu spunem nimic, să tăcem. Mai curând se tace, da, da, așa e. Da? Eu mă bucur că o spui și sunt și de acord cu tine. Asta, încă o dată, legarea Germaniei de Rusia, e simplu. A mai fost în istorie genul ăsta. Pe ca dovadă, tocmai ai amintit mai devreme ce legături strânse erau între ei. Exact. Hai să trecem, să fim stoici, ca să zic așa. Uite la O splendoare de carte, o carte care merge pe, să zic așa, filozofie ca mod de viață, și aici și mai mult. Stoicismul este o filozofie practică, dar aici și mai mult sunt pur și simplu exerciții despre cum să navighez mai bine momentele de mai mică sau mai mare, eu știu, depresiune dintr-o viață de om. Cărticica stoicismului, sfaturi de înțelepciune, cum să devenim puternici, încrezători și calmi. Deci e o declinare în termeni foarte practici, inclusiv a unor exerciții de ordin practic, a acestei mari filozofii care a precedat, care se intersectează în multe privințe cu creștinismul și care a fost filozofia dominantă în lume, în lumea, eu știu, cunoscută, în lumea noastră, până la instaurarea creștinismului, și anume stoicismului. Deci una dintre cărțile, cum să zic, care ni readuce în prezent pe oamenii ăștia minunați, care încă o dată au foarte multe, foarte multe cu noi, cu cei de astăzi în comun. Jonas Salzgeber îl cheamă pe autor, tot Humanitas, filozofie cât se poate de practică. În alt registru, tot al unei practici, a unui fel de înțelepciune, și în aceea serie Humanitas Practic, Matsumoto, ghidul unui călugăr pentru curățenia casei și a minții. Asta e filozofie orientală aplicată pentru probleme de același tip, să zic așa, cum sunt acelea la care avem soluții de aici, de pe versantul stoic. Asta este versantul stoic, aici e gândire de tip oriental, poate cu un pic mai multă detașare inclusă. Două cărți, să zice, care pot fi deschise la întâmplare și care... Și în paralel, două, da. Și în paralel, da, și separat, și care pot să te ajute în multe situații de viață. Am ținut să marchez și linia asta editorială de la Humanitas, pentru că uneori e percepția asta care e nedreaptă, și anume că există cărți astea sofisticate pentru o lume înaltă, cu idei înalte care n-au de-a face cu viața. Nu, nu. Ideile sunt foarte înfipte, să zic așa, în ceea ce noi numim viață, și
Ele au întotdeauna declinări multiple în realitate. Iar unele dintre sistemele de gândire care sunt compuse în aceste idei, care sunt percepute adesea fals ca fiind înalte, unele dintre aceste idei au și o aplicabilitate cât se poate de practică în momente dure, în momente foarte, foarte dificile. Gândirea de tip stoic pe de-o parte, gândirea de tip asiatic-oriental pe de altă parte, sunt formule, să zic așa, verificate de milenii, verificate în timp, prin care poți să, simplu spus, să-ți îndiguiești excesul de bucurie și să navighezi suferința. Sunt formule foarte pentru suflet, dacă pot să mă exprim în felul ăsta. Mergem un pic mai departe? Sau da, mai ba sunt, da, da. Oricum, mesajele vin în continuare. Eu nu vreau să te deraiez de pe traseu, pentru că dar le consemnezi ca atare și dacă simți nevoia, la sfârșit le comentezi. Claudia spune ce a făcut Lukashenko, nu și-a permis nici Ceaușescu, nici măcar Putin. Ei au făcut același lucru, dar mai subtil, dictator total neluminat și care nu are nicio limită, nicio teamă. Iar Marius Tănase spune un lucru care, pe care eu l-am semnalat încă din prima lună, când am văzut cine e la Comisia de Cultură a Parlamentului. Cum își explică lipsa de reacție a oamenilor de cultură din România? Te întreabă Marius, când ai văzut că acest domn Bulai cu șosetele alea multicolore e șeful Comisiei de Cultură. Mama surogat și cu multe alte, deci omul acela e... Ăla da. Cu mama surogat, da, ăla e. Bine, am mai scos niște perle și mai mari, dar... Asta e vocația lui, nu să înțeleagă, nu să dea, pur și simplu un fel de omul care e responsabil cu livrarea bulelor pentru exact, publicațiile. Exact, e uluitor. Să nu găsești în grupul tău de prieteni, că totuși partidele astea două tinere sunt totuși alcătuite pe ceva, pe criteriu de simpatie măcar. Unul care să nu te facă de băcănie este mare lucru. Deci, da. Cultura e pe mâna acestui nene, ca să știi. Știu și nu sunt foarte încântat. Păi, nici n-ai cum. Nici n-ai cum. Publică și nu de ieri de astăzi. El urmăresc de câțiva ani buni și n-aș spune că am avut vreodată vreun moment sau vreun motiv de admirație pentru acest personaj politic. Foarte tânăr, apropo, 33 de ani are. Da, da, da. Foarte tânăr și foarte activ și fără... Știi ce am apreciat la el, dacă pot să zic apreciat, dar cu ghilimelele corespunzătoare? N-are simțul ridicolului. Nu, are o voluptate de a se face de băcănie exact, extraordinar. Exact, nu are. Un fel de stahanovism al faptului de a aluneca cu coaja de banană. Nu știu corect. Exact asta a fost senzația mea. L-am văzut în ciocnirea aia cu Turcescu la o emisiune, pormă cu celebru Vișan, Gelu Vișan, care are părul dat cu gelul. Alt personaj, da, exact și ăla. Dar ciocnirea dintre ei a fost una de film cu proști. E înfiorător. Când te gândești că oameni ca ăștia iau decizii pentru instituțiile culturale din România, pentru centrele culturale din țara noastră, din Europa, din lume, atunci nu te mai miri că nu mai exportăm valori și calitate. Că... Și îngrijoresc, pentru că oameni care nu sunt în stare să se salveze pe ei înșiși de la a fi penibil, încearcă să salveze România. Nu, aș prefera ordinea priorității să fie alta, să ai un fel de discernământ la purtător, exact. Să ratezi momentele astea în care te faci de băcănie, adică să te salvezi de la a fi penibil și după aia, eventual, dacă îți mai rămâne timp să te mai ocupi și de țărișoară, da. Globul, sistemul intergalactic și așa mai departe, da. În fine, da, suntem pe aceeași idee. Putem să mergem mai departe, dacă vrei. Te rog, la Edward Wilson, laureat al premiului Pulitzer, este, mă rog, unii zic că e cel mai mare om de știință în viață în momentul ăsta, cu siguranță că este unul dintre cei mai influenți. Are o serie de cărți excepționale care vin din zona științei și, cumva, poate și din a filozofiei științei, inclusiv în limba română. Cea mai recentă este asta, Geneza, originea profundă a societății,
E o carte care, deși face uz, să zic așa, de limbaj sau de date destul de complicat de înțeles, în sensul că sunt destul de puțin intuitive, e o carte scrisă cu o limpezime și cu un har extraordinar, așa încât lectura ei, lectura acestei cărți despre originea societății, e una cu beneficii nete și uriașe. Eu zic să-l ținem minte pe omul ăsta, că o să mai vină sigur în românește cărți de ale lui și pe partea asta e unul dintre mari autori. Edward O. Wilson îl cheamă. Îl ține minte. L-am notat. Ok. Mergem mai departe. Mergem mai departe tot pe partea asta de, să zic așa, literatură, dar scris cu verzale, cu italice literatură. Nu literatură în sensul de ficțiune, ci text de popularizare, însă la o ștachetă foarte, foarte ridicată, unde Humanita stă foarte, foarte bine. Uite, avem o carte adorabilă care face o sinteză a unor perspective foarte, foarte noi cu privire la cum se naște conștiința. Conștiința dintr-o nouă perspectivă, o teorie științifică a experienței subiective. Michael Graziano îl cheamă, profesor la Universitatea din Princeton, este omul nostru și ce face aici încă o dată e... Pune-o mai pe centru ca să se vadă cartea. În legătură cu tema asta a conștiinței, cu ideea conștiinței, cum se naște conștiința, e foarte, foarte nou și foarte, foarte incitant. Uite, mai zic editorii că el face o amplă și importantă muncă de cercetare care își propune să explice cum creierul monitorizează spațiul din jurul corpului, cum controlează mișcarea în acest spațiu și cum construiește conștiința. Deci este imaginație creatoare, este din comun, altoită cu date din zona noilor științe, din zona geneticii, din zona neuroștiințelor, iar cartea e una pe care o citești cu pasiunea, zic eu, cu care poți citi un roman foarte bun. E una dintre cărțile alea care îți răstoarnă, că spun, perspectiva de dicționar, locurile comune pe care le știm despre un termen sau despre altul, în cazul de față pe care le știm despre formula asta foarte, foarte provocatoare, conștiința. Să știi că nici în facultatea de psihologie conceptul de conștiință n-a fost niciodată foarte clar definit în toți acești ani. De atunci până acum, chiar dacă este ziua psihologului astăzi... Eu vreau să spun la mulți, Andrei, am uitat. Da, nu asta era ideea, ci ideea este că, într-adevăr, la capitolul evoluția, dezvoltarea, apariția conștiinței, întotdeauna au fost dispute și nu mă surprinde că, așa cum e acel domn profesor care introduce neuropsihiatria, neurochirurgia în dezbatere și că vin acum alți oameni care fac exact același lucru, se caută explicații, pentru că e un fenomen pe care nu-l poți palpa. Îl poți doar deduce, totul e pe intuiții. Da, și ce ne vine din zona asta pe care nu puteam accesa din limitări care țineau de, eu știu, de evoluția științei la exact, un moment exact. Sau... Acum se pot. ...tehnologiei, deci cu inserturile astea recente, repet, care vin din neuroștiințe cu precădere, din studiile despre genetică, se naște una dintre cele mai... s-a născut, de fapt, una dintre cele mai spectaculoase literaturi de nișă, dar foarte, foarte provocatoare, foarte prețioasă, iar pe partea asta de etică și bioetică chiar foarte problematică să se vadă în următoarele decenii și mai mult, că s-ar putea ca unele dintre ideile noastre despre cum respectăm reguli și despre cum suntem sau nu drepți etici, să zic, verticali. Să se schimbe cu totul. Da, să se schimbe cu totul sau într-o anumită măsură, pentru că s-ar putea să cunoaștem alte explicații decât cele pe care le știm acum și care ar putea fi invalidate. E o dezbatere foarte aprinsă, așa, și mă rog, îți dai seama că eu o văd de la marginea marginii, dar nu pot să nu o simt în legătură cu ce va aduce pe masa umaniștilor
ce vor aduce pe masa umaniștilor descoperiri din fizicile astea ultramoderne, din neuroștiințe, din zonele astea, din studiu asupra datelor genetice. Deci ce va aduce pentru filozofi, pentru sociologi, pentru oameni care sunt preocupați de probleme de etică, e ceva... E un mare șantier și abia deschis șantierul ăsta. Aici vom avea multe... De acord. O să fie surprize și o să fie și mirări. Și o să fie și contestări. Normal că întotdeauna există și o zonă celor care sunt mai conservatori, și ca gândire, dar și cu restrângeri la accesul la tehnologia modernă. Zona genetică și neuro întotdeauna va fi mai aproape de adevăr decât cea speculativă. Sau va da un tip de validări, de... Percepția va fi alta, clar. Da. Nu, dar sau va putea să... Unele chestiuni poate că vor valida mari idei intuite așa, la modul ăsta, speculativ mai degrabă, întrevăzute. Nu știm, e un mare viitor în fața acestui câmp de cercetare, de cunoaștere până la urmă. Și eu cât pot așa, cât îmi permite și timpul și mintea mea, cât pot eu să înțeleg cu mintea mea limitată, sunt cât se poate de atent la chestiuni de acest ordin și vreau să salut odată în plus insistența celor de la Humanitas. Nu există nicio altă editură, pentru mine asta e clar, din România care să acordă o asemenea atenție, o asemenea consecvență acestui tip de repede literatură. Nu sunt texte, nu sunt cărți, nu sunt eseuri de hiperspecialitate, dar nici nu sunt cărți de popularizare, de vulgarizare. Sunt undeva la mijloc și sunt foarte, 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 foarte utile. Am arătat doar două dintre ele, sunt zeci de cărți. E un om acolo, un fel de placă turnantă pentru proiectele de tipul acesta, pe care îl respect foarte mult, care e un mare fizician și care e un foarte, foarte bun scriitor și care se numește Vlad Zografi. În spatele multora dintre aceste cărți știu numele. Este el, este Vlad Zografi și încă o dată nu are termen de comparație pentru nimic din piața noastră editorială ce face aici în aceste în această linie de business editorial. Aia e știință, aici e despre credință și despre religie. A treia carte, cred că, sau, nu greșesc, a patra carte, oare? Este a treia carte, a părintelui Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București. O carte frumoasă, o carte de suflet, de ce binele se cuvine să ne afle pregătiți. Subtitlul este un jurnal din vremea pandemiei. Sunt mici capsule, mici eseuri despre suflet, despre interioritate, despre tapetajul, să zic așa, interior, pe care unul dintre marii lideri ai bisericilor din România de astăzi, dar și un foarte rafinat teolog, le-a făcut în această perioadă de pandemie și pe care, iată, ni le oferă cu multă generozitate acum în marja aceasta a sărbătorilor pascale la editura Humanitas. Încă o dată, mai are încă două cărți din același areal tematic, suflet, credință, îndoială, speranță, mântuire. Mihai Frățilă, de ce binele se cuvine să ne afle pregătiți? O carte care poate să stea seara așa pe notieră și care poate să limpezească un somn, fie și numai ca urmare a lecturii câtorva pagini, seară de seară. Ne întoarcem un pic la știință și arătăm o trufanda. Tu știi ce e acolo în turnurile alea, așa că noi doar vedem coperte care se prelingă aici prin fața noastră. Mulțumesc. O delicatețe, și anume Stephen Hawking, răspunsuri scurte la marile întrebări. Iarăși aceeași observație, de data asta din zona fizicii, un fel de literatură care nu e nici joasă, nici hiperspecializată și care pune în centru, pune la masa dezbaterii teme mari care sunt astăzi de exemplu discutate, teme mari care sunt astăzi discutate, de exemplu, există Dumnezeu,
răspunsul pe care îl dă un fizician, sau cum a început totul, sau există și altă viață inteligentă în univers, sau putem prezice viitorul, sau ce se află în interiorul unei găuri negre, sau e posibilă călătoria în timp, sau vom supraviețui pe pământ. Astea sunt teme mari, într-adevăr. Inteligența artificială, apropo de ce vorbeam, deci acolo, mai înainte, aveam un om care e preocupat de neuroștiințe, specialist, nu numai preocupat. Aici avem un fizician, repet, din aceeași serie de cărți care rostogolesc conținuturi științifice și pe care le declină într-un limbaj mult mai accesibil, una dintre marile minți, unul dintre geniile, am zis bine acordul, unul dintre geniile, nu? Da. Da, ale umanității recente. Stephen Hawking este omul după care s-au făcut și filme, omul care încerca să ajungă cu mintea lui în condiția sa de ființă vulnerabilă umană, încerca să ajungă cu mintea lui la un fel de minte divină, încercând să găsească formula prin care să unifice marile teorii. E o carte cu care permite o lectură lejeră și o lectură încă o dată care livrează consistență, care livrează conținut pe de o parte științific, pe de altă parte conținut problematizant. Stephen Hawking, răspunsuri scurte la marile întrebări. Mergem un pic la ceva. Păi, ai o grămadă acolo, că sunt, uite, oamenii au văzut copertele și așteaptă să ajungi la ele. Abia mai stăm asta în picioare. Tu ți-ai făcut o strategie, dar cei care ne urmăresc au văzut copertele și zic, domne, am văzut-o pe aia, zic ceva de aia. Eu nu zic ce spui ce. Tu mergi în ritmul în care vrei tu. Tatiana Niculescu, apropo de ce spunea la început cineva, nu? Că a văzut coperta de la cartea Tatianei. Da. Nepovestitele iubiri e o carte apărută acum câteva luni. Sunt 7 mini-biografii sentimentale. Nu e ce face Tatiana de regulă, și anume nu este biografia, tipul de biografie pe care ea îl scrie și care are mare succes și unde iarăși n-are rival pe piața de carte de la noi, biografia ale unor personaje, da, de rang înalt ale istoriei secolului trecut. Aici e un fel de ficțiune, însă, care pleacă de la date reale. Sunt prelungiri ale unor mici detalii pe care ea le-a văzut în diverse etape ale documentării cărților sale anterioare și pe care încearcă să, și cărora, deci bucăți, acestor bucăți, cărora ea încearcă să le găsească continuări într-un registru aproape ficțional. E un exercițiu foarte interesant și incitant și foarte plăcut, așa, ca experiență de lectură, ce face Tatiana Niculescu în Nepovestitele iubirii. Este viața care s-ar fi putut întâmpla, să zicem, care ar fi putut decurge din anumite premize. Sau viața care poate chiar a fost, dar pe care nu mai putem reconstrui într-un fel științific sau quasi-științific prin documentare de tip istoric, pentru că nu există carnea pentru acele întâmplări. Întâmplări simple sau o imagine care se duce într-o poveste, mă rog, în 7 povești aici, foarte, foarte, foarte plăcute. Nepovestitele iubiri sunt acele iubiri, să zicem, acele relații care ar fi putut să fie, într-un dublu sens, care n-au fost să fie, dar care ar fi putut să fie, sau care poate că au fost, dar care, repet, nu mai pot fi reconstruite la modul științific. La modul literar, cu mare șarm și cu multă pricepere, o face Tatiana Niculescu, Nepovestitele iubiri, o carte, o mică bijuterie și cartea aceasta. Îți mai citesc mesaje și continuăm, da? Da, te rog. Eu ascult. Lavinia a văzut fotografia de copertă a domnului Ilicianu și îi amintește de capitolul dedicat lui Cioran și fotografiile de acolo într-o altă carte a sa, Declarație de iubire. Apoi spune, cred că Stephen Hawking
Sper să nu greșesc, a scris și împreună cu fiica sa, dacă poți confirma. Iar Manuela Chețean își imaginează cât de frumos miroase cărțile alea pe care le ai acolo, că e un miros specific al cărților noi. Da, așa. Da, și mie. Poftim? Da. Zic, și mie îmi place să le deschid, așa, și să le miros. Miros, da, frumos, într-adevăr. Așa, iar sunt... Anca Didisorescu spune așa, sunt interesante cărțile propuse de Cristi. Aș vrea să le întreb dacă a citit în ultima vreme un roman nou de ficțiune și dacă ne poate da un exemplu, dacă se mai scriu romane. Iar ultimul comentariu vine de la São Paulo, prietena noastră Patricia. Știu că CIA a publicat recent cartea cu previziuni și pentru prima dată sunt foarte pesimiști. E cartea aceea pe care o publică atunci când se schimbă mandatul. A apucat să o citească? Nu știu unde, despre ce e vorba. Adică știu în mare că... E un raport pe care îl face CIA-ul, da. Dar nu am citit eu, asta vreau să spun. Nu știu. Deci nu știu detalii. Nu are sens să continui discuția, că nu cunosc în zona asta detalii. Okay. Acestui ultim document, vreau să spun. Bun, de CIA ai scăpat. Iar lista mea cu cărți de cumpărat se tot lungește, spune Lala. Iar Sonia spune, da, îmi plac mult cărțile lui Stephen Hawking, deci cu G-ie, nu cu S. Conferința domnului Pătrășconiu mi-a făcut poftă să le recitesc. Na, vezi că ai efect și până și în Germania. Mulțumesc foarte mult, mă bucură, mă onorează, mă emoționează. E un fel de a fi împreună, nu e neapărat o conferință, pentru că încerc să nu... Ea vorbește română învățată din cântece și de pe net. Nu... E și mă bucur să fim împreună și mă bucur că există asemenea ecouri. Există. Chiar o extraordinară pe care o simt. Da, uite, unul dintre romanele pe care chiar acum le citesc, romane de ficțiune, Radu Paraschivescu, Acul de Aur și Ochii Glorianei. E chiar un roman a cărei acțiune se întâmplă cândva în secolul XVI, despre începuturile, să zic așa, medicinei. E protomedicina. E vorba de unele comunități unde existau măcelari care ajung să devină oameni care vindecă, un fel de felcer. Și scrisă, da, în stilul alert și foarte plăcut al lui Radu Paraschivescu, da, chiar îmi dă un tip de lectură foarte plăcută în ultimele zile. Chiar pe asta citesc acum, încă n-am terminat-o, am ținut să o arăt, e o revenire a lui Radu la roman. Cred că romanul anterior a apărut acum 9 sau 10 ani, a mai publicat proză scurtă și cărți de eseuri sau cărți de antologii cu vorbe de duh, dar la roman revine odată cu cartea aceasta, încă o dată, Acul de Aur și Ochii Glorianei. Și te informează cineva că această carte n-a ajuns încă la Timișoara și a căutat-o și ieri și azi în librării, poate mâine. Cu siguranță că vine zilele acestea. La mine cred că luni a ajuns, dacă rețin eu bine. Deci e undeva cu siguranță către Timișoara. E o carte despre care sunt sigur că se va vorbi mult în următoarele săptămâni. E un roman foarte, foarte bine închegat, foarte bine strunit, cu mult nerv, cu umor, cu harul de povestitor pe care le talează și aici Radu Paraschivescu, și despre o lume cumva către care... nu știu, care pare foarte departe, dar pe care o și recunoaștem ca fiind, ca aparținându-ne, chiar așa, venind de departe. Asta este, ca să răspund, îl aveam chiar la îndemână și era exact cartea la care aș fi vrut să mă refer și la care chiar m-au referit. Vezi ce comunicare telepatică există între tine și copiii ăștia? Asta. Te-a întrebat de o carte pe care o citești și tu aveai în mână. Am avut aici, exact. Da. Era chiar pe turnul cel mai apropiat de mine, dintre cele două. A mai scăzut acum. A mai scăzut și o să scadă și mai mult odată cu ceva care ține de, nu știu, de o verticalitate filduitoare pentru noi, filduitoare pentru cei care vin după noi, un fel de patrimoniu așa al
al onoarei și al demnității, o carte extraordinar de emoționantă, și asta tot de câteva zile e apărută, Credință sub teroare, memorialistică greco-catolică de detenție și domiciliu obligatoriu. E o antologie editată de Gelu Posu, o antologie despre câțiva dintre marii reprezentanți ai acestei grupări, confesiuni, greco-catolicismul din România, reprezentanți care au avut de suferit, iar unii au plătit chiar cu viața de pe urma comunismului. Le și citesc numele pentru că bine merită: Iuliu Hosu, cardinalul faimos, Ioan Ploscaru, Tertulian Langa, Nicolae Brânzeu, Ion Vasile Botiza, Ștefan Manciulea, Iosif Pop, Alexandru Rațiu, Nicolae Mărgineanu, Matei Boilă, Elena Boilă, Augustin Giurgiu, Vasile Cesereanu, Silviu Augustin Prunduș, Doina Cornea. Apropo de numele Cesereanu, iată ce spune Ruxandra Cesereanu despre acest proiect și despre pildele, cum să spun, la purtător, prin exemplu propriu de etică, de moralitate extraordinară pe care le-au dat acești oameni. Citez din Ruxandra Cesereanu: iată o sinteză memorialistică de mare impact și trebuință, mai cu seamă sufletească, pentru toți cei care au în vizor istoria României în secolul 20, la fel de necesară pentru psihologi, sociologi, ori pentru cercetătorii literaturii mărturisitoare de sertar, pentru tineri și maturi, pentru cititorii de orice vârstă, de fapt. Tulburătoare, cu prisosință, întrucât oferă niște modele etice de neuitat. Ei, o să pun un contrast acum care mă ajută să așez și mai bine cartea asta. Noi, dacă ne uităm în istoria noastră recentă, în istoria ultimului secol, vedem o grămadă de exemple de lașități, de trădări, de, eu știu, de delichelism la cel mai înalt nivel. Ceea ce este aici este contrariul, este partea luminoasă din ceea ce a existat în România cândva și din ceea ce trebuie să existe printr-o o memorie vie, printr-o memorie pe care să o purtăm cu noi. Salut în mod special gestul editurii Humanitas de a readuce în discuție și al celor care au contribuit la conturarea acestei cărți, Gelu Hosu în mod aparte. Asta e o carte pe care e bine să o avem foarte aproape de noi. Ne dă foarte mult curaj. Ce pot face oamenii în bine când sunt într-o mare suferință? E o mare lecție de etică această carte, repet. Credință sub teroare. E și o carte despre forța sufletului, dar și despre forța credinței. Credința religioasă, de-a dreptul, în cazul de față. Papa Francisc, actualul papă, iată ce spune despre pilda acestor oameni. Faptul pentru care acești oameni au suferit până la jertfirea vieții este o moștenire mult prea prețioasă ca să fie uitată. Și este o moștenire comună. Papa Francisc, încă o dată, despre oamenii despre care am vorbit puțin mai înainte, o carte care mi este foarte, foarte, foarte dragă și pe care vreau să vă trec mai departe cu toată curățenia și cu toată căldura. Putem să mergem și mai departe, Andrei? Da, da, da. Sau? Aici sunt dialoguri între cei care ne urmăresc. Cineva a recomandat că se pot comanda mai ales cartea lui Radu Paraschivescu și de pe online, iar Lala i-a răspuns că ea cumpără de pe net doar dacă nu are încotro. În rest, îmi place să iau din librării, mai ales din cele locale. E alt feeling când ești înconjurat de cărți și are dreptate, iar pe de altă parte, acum că se poate merge în librărie, acum ar fi culmea să comandăm tot online. Asta e o explicație corectă, iar Tiberiu Popescu vine cu o propunere, nu cred că e valabilă pentru Cristi, dar eu o citesc, așa cum este, o propunere interesantă altfel. Eu m-aș bucura să discutăm într-o ediție despre noile cărți pentru copii, despre manualele pe care învățăm de istorie de limbă română. Propun asta pentru că am citit recent Albă ca zăpada și în varianta nouă nu mai seamănă cu ceea ce știam eu. În plus, au apărut acum niște cărți, unele pentru băieți, altele pentru fete, care sunt cel puțin dubioase în exprimări și situații prezentate. Aici sunt depășit pentru că eu am auzit de așa ceva, dar n-am văzut.
Așa că, Tiberiu, dacă ne dai bibliografie, putem să rugăm pe Cristi sau pe altcineva să discute cu noi. Mai curând aș discuta cu un profesor sau cu un educator, nu cu... Da. Astea, marile dezbateri ocolite la noi, drag Andrei, și n-am reținut mai înainte numele. Tiberiu Popescu. Tiberiu, dragă domnule Tiberiu Popescu, eu cred că asta e una dintre marile dezbateri necesare. Nu, pe de o parte necesare, dar uitate în mod, e unul dintre elefanții care sunt în încăpere, calitatea manualelor și ce citesc eu printre rânduri, ceea ce a spus puțin mai înainte, domnul, o anumită patină corect politică, da, din da, ceea da, ce da, mai... Păi... Păi tocmai că se pare că asta s-a strecurat așa pe sub ușă. Dar prima discuție eu cred că trebuie purtată despre calitatea în sine. Sunt niște manuale din ce în ce mai ciudate, ca să fiu foarte politicos. Am avut neplăcerea mai degrabă să răscuiesc mai multe în ultimii ani și da, asta e o temă mare, iar tipul ăsta de opțiuni actuale creează minți, creează mințile viitorului. Păi ca dovadă că cel care ne scrie se sizează foarte just, adică eu am crezut doar că e o poveste asta, că în alte părți se scrie separat pentru fete și pentru băieți, dar dacă s-a ajuns la asta, atunci chiar trebuie să facem rost de 2-3 manuale, 4-5, și să le dezbatem și să le combatem vehement, eventual să chemăm și pe cineva din zona instituției educației, culturii, să spună și ei ceva dacă au îndrăzneala să spună, deși mă îndoiesc. Dar merită să încercăm. Da. Și mă bucur că și tu vezi un pericol în ceea ce se întâmplă la acest sector. Asta văd. N-am spus că sunt manuale. Eu n-am cunoștință, cel puțin. Nu înseamnă că n-ar putea să fie, dar eu nu cunosc să fie manuale pentru băieți și manuale pentru fete. Ceea ce știu sigur este că sunt anumite plasamente în aceste manuale care vin nu dintr-o direcție firească, ci dintr-o direcție foarte ideologizată, foarte, foarte la modă. Nu, tot exact ce ai vorbit mai devreme, cu political correctness. Asta cu o spălare de albă ca zăpada modificată, îți dai seama. E o spălare de creier de mici. E mare, mare pericol și aici chiar trebuie, cât suntem încă în viață și cu energie, să ne luptăm împotriva acestei tendințe. Revenim la cărți și la turnurile tale. Cărți și la, da, aproape primul turn e pe cale să se consume. Uite, o carte a unui copil minune al istoriei. Este o mare achiziție pentru spațiu editorial, spațiu public din România. Acest om și cărțile domniei sale, Oliver Jens Schmidt, da. Asta e cea mai recentă carte a lui în românește, o excelentă monografie despre Balcani, nu despre Balcani în general, ci despre Balcani din secolul 20. E o istorie, spune el, post-imperială, o istorie scrisă în direcția asta foarte la modă în ultimele 2-3 decenii, a citirii prin lentila imperială a istoriei recente, contemporane. Și ce face el aici e un exercițiu pe această regiune, regiunea Balcanilor, acolo unde, uite cum zice el, cum zice Oliver Jens Schmidt, cu care chiar astăzi am un interviu în România Literară. Exact, da, asta vreau să te întreb, dacă nu e cel cu care ai avut interviu. Exact, exact. Da, chiar astăzi a apărut revista cu interviu cu el. Uite ce zice despre... unul dintre marile predicate ale cărții. Toate statele balcanice au apărut din cel puțin un imperiu, ba unele s-au născut din două sau chiar mai multe imperii. Iugoslavia a fost construită în 1918 din zonele post-habsburgice și post-otomane în jurul unui stat de bază sârb, care la rândul său și-a câștigat suveranitatea față de Imperiul Roman în 1878. De asemenea, România a fost construită în jurul unui spațiu central suveran față de Imperiul Otoman, începând cu 1878, prin unificarea unor foste provincii otomane, austro-ungare și ruse. Conflictul tradițiilor și structurilor post-imperiale din interiorul acestor state, succesoare compozite, ține de cele mai importante teme ale unei istorii balcanice a secolului 20. Este o mare carte de istorie, pur și simplu, ca să nu mai o dau cotită. O mare carte de istorie care spune istoria acestei regiuni și ne spune o bună parte și din istoria noastră a țării.
a României, despre care Schmidt afirmă că e între statele balcanice deopotrivă un etalon, este unul dintre mari jucători în regiune și, în alt sens, este cea mai nebalcanică dintre statele care se pot revendica de la această, de la această regiune. Încă o dată, e o mare achiziție tipul acesta de discurs și anume această personalitate, acest copil minune al istoriografiei europene. E un om care știe, nu știu, 15-20 de limbi străine. Eu pur și simplu am zis, e genialoid. E a treia, cred că, carte pe care o găsim în românește sub semnătura lui. A mai avut cea mai bună monografie dedicată lui Corneliu Zelea Codreanu dintre toate cele care s-au scris vreodată. Cu asta a debutat în românește. A fost o carte care a urmat unei conferințe de la Ateneul Român din 2018 la centenarul Marii Uniri și asta este a treia. El e specialist în studii sud-est europene, lucrează la Viena, la cel mai înalt nivel, este elvețian de origine, știe și limba română, o vorbește impecabil și cum bunăoare sunt Tom Gallagher sau Denis Deletan sau Thierry Wolton sau Keith Hitchens, ca să pronunț cum am fost învățat recent. Deci cum spun cei numiți mai înainte istoria, o spune istoria României, așa o spune și el, și anume cu și acuratețe și cu un fel de exercițiu al distanței care nu poate să ne facă decât bine. Cred că e o carte sortită să aibă o carieră foarte frumoasă și autorul acesta va sta, cred că, mult timp de acum înainte alături de noi și cota lui, așa cum o bine merită, va crește. Deci Oliver Jens Schmidt, Balcanii în secolul 20, o istorie post-imperială, o istorie excepțională a Balcanilor și a României până foarte aproape, până în ultimii ani. O să-l provocăm într-o zi pe domnul Ceroianu să ne confirme dacă ce scrie acolo e valabil. Că va vorbi elogios despre sunt el. Sunt convins. Și da, nici nu trebuie să confirme tot, asta e și farmecul. Păi tocmai că poate după lectură vei avea, fiecare va avea anumite concluzii de extras și atunci normal că se nasc multe întrebări. E adevărat că e posibil să... Corect. Amândoi sunt oameni cu o bună așezare în istorie și da, chiar ar fi interesantă o idee a unei dezbateri între cei doi pe o temă de mare miză. Sunt aici trebuie să contribui tu la aducerea față în fața celor doi. Și aici? Bine, o să mai vorbi. da, pentru că e incitant, îți dai seama. Da. Uite, tot incitant și dintr-un unghi foarte inedit, cel care a scris cartea de răsunet Arheologia iubirii, și anume Cătălin Pavel, vine tot așa dintr-o perspectivă istorico-arheologică și ne pune în față, ne pune pe masa de discuție sau în mâini, dacă citim, animalele care ne fac oameni. E o arheologie, să zic așa, relației dintre om de-a lungul istoriei și animale care au îmbunătățit condiția umană. Sigur, caii, câinii, sunt pisicile, sunt ștaie partea leului, ca să mă refer la animale și să fac jocul ăsta de cuvinte, dar e vorba și de multe alte animale care dau sens istoriei umanității. Uite ce zice Andrei Pleșu despre ce face Cătălin Pavel, iarăși fără, după mine, fără termen de comparație. Admir foarte mult tipul ăsta de eseistică pe care el îl produce și citesc de fiecare dată cu mare interes textele sale, are și o rubrică săptămânală în Dilema sau cărțile sale. Andrei Pleșu zice așa, în raport cu acest autor, cu Cătălin Pavel. În primul an de facultate am urmat cursul de arheologie al profesorului Radu Florescu.
M-a pus să învăț cât de cât latinește și m-a luat în practica de vară la Capidava, șantierul său preferat din Dobrogea. Profesorul a avut generozitatea să-mi dea la sfârșitul anului întâi, când cursul său se încheia, un sfat părintesc. Optează pentru arheologie, căci în anii care urmează o să te înhațe marii profesor Schileru, Frunzeti, Păulică și am să te pierd. Cam așa s-a și întâmplat, dar interesul pentru lumea veche, consolidat și prin pedagogia lui Constantin Noica, a rămas viu și divers în continuare. Salut, prin urmare, un autor cu care mă identific admirativ. Dacă l-aș fi întâlnit pe Cătălin Pavel în primul an de facultate, mi-ar fi devenit probabil model. O carte scrisă cu extraordinară imaginație, cu o pasiune, cu o voluptate de a adânci tema aceasta, o carte extraordinar de frumoasă despre, știi cum, mai, tot acum am întrebat, o carte mai veche a lui, coordonate de Dan Mihărescu, cărțile care ne-au făcut oameni. Aici este vorba de animalele care ne fac oameni. Foarte, foarte frumoasă cartea aceasta. O rețin primul în cartare, îți semnalez încă un mesaj care s-a născut din ce ai spus tu mai devreme, l-ai amintit pe Zelea Codreanu și te întreabă Bughigei, care e surprins că aude tot mai des evocat numele lui, nu sunt sigur că e neapărat un lucru bun, văd că mulți îl invocă pe Facebook, iar mesajele sunt extremiste. Cartea lui Oliver Jenschmidt, dimpotrivă, e o carte care practică o medicină, să zic așa, intelectuală absolut necesară, e un demers critic și foarte necesar, cu atât mai necesar, e foarte bine punctat ce ai citit tu mai înainte, Andrei, și mulțumesc pentru că mă ajută. Lectura ei e cu atât mai necesară acum când apar asemenea... Adică pentru a-l înțelege cum se cuvine pe Codreanu. A fost un fel de monstru politic care s-a jucat cu mințile oamenilor, iar legionarismul e o mișcare care are sânge pe mâini. Nu e... Păi tocmai, nu e. Deci întrebarea tânărului nostru prieten este justă. Absolut este justă și îmi servește odată în plus și de-aia, cu toată sinceritatea, îi mulțumesc, să marchez că lectura unor cărți precum aceea scrisă de Oliver Jenschmidt despre acest personaj și în relație cu el despre o mișcare extremistă, cum a fost mișcarea legionară, e cum nu se poate mai binevenită și poate chiar cumva... Perfect. Urgentă, sanitară, importantă acum, necesară la momentul acesta când uitarea își face lucrarea așa just, în felul just. Ei. E foarte bine că așa măcar oamenii vor înțelege, inclusiv Bughigei și alții, că e bine să citești despre acel personaj pe care alții doar îl amintesc și îl suprapun unor idei probabil luate din zbor și nici de cum aprofundate și care le servesc intereselor, așa cum știi bine că sunt aceste partidulețe dubioase pe care le avem, din păcate, chiar și în Parlament și care... Care de fapt nu sunt partidulețe, de fapt. Dacă sunt la 10%, da, fac produsul... Eu sper să devină partidulețe. Da. Am o speranță, dar nu înseamnă că sunt atât de optimist pe cât vreau eu să par. Da. Tocmai de aceea, încă o dată, să marcăm chestiunea asta, a citi istoria în datele sale reale, nu în felul în care a fost uitată și transferată așa mitologizant luminos, deci a citi-o în datele sale reale e esențial. Foarte... Corect. Foarte este igienic, te curăță. Îți curăță sufletul, nu te curăță. Nu te curăță, da. Bine. Da. Ok, bine. Uite, hai să trecem la turnul numărul 2. Sper să nu fac o pagubă pe aici. Așa. Le luăm așa. Uite și un jurnal. Radu Vancu. Și asta, tot de vreo 2-3 zile a apărut. Radu Vancu publică un jurnal care se numește Răul. E un jurnal care acoperă intervalul ultimului deceniu, 2016-2020. E al doilea lui jurnal. Am mai publicat unul, se chema Zodia Cancerului, 2012-2015. Radu Vancu este un scriitor, e poet, eseist, traducător extraordinar
care lasă, după mine, odată cu aceste două jurnale, un mare document de epocă. E un om cu o forță stilistică ieșită din comun și cu acuitatea observației de asemenea redutabile. E o istorie și afectivă în cartea aceasta, populată cu mai multe personaje, deci e o dimensiune mai degrabă intimistă, dar e și o istorie social-politică a României. Perioada asta e o perioadă foarte complicată pentru noi din multe motive. Ai avut zeci de emisiuni și tu pe tema asta, dragă Andrei, 2016-2020, și aici sunt unele dintre urmele acestei istorii recentisime care trebuie să rămână undeva scrise într-o carte, și Radu o face într-un fel memorabil. Sunt de asemenea formulări extraordinare, în mici croșete, mici exerciții, mici cum se cheamă astea, mici jocuri de interpretare pe care le face el unor cărți, unor idei, și iarăși foarte, foarte plăcută lectura și cu mare folos. Uite, vreau numai să citesc un pasaj ca să vezi ce forță de eseist are Radu Vancu, și anume pasajul acesta în care comentează un episod mai puțin cunoscut, dar extrem de tulburător, pe care l-a trăit nemijlocit Radu Vancu în calitate și în proximitatea prietenului său și cumva maestrului său, marele poet și marele traducător Mircea Ivănescu. Contextul e următorul, lucrurile astea se întâmplă noaptea, către seară, către noapte, cumva, din senin un om care părea că nu se poate ruga începe să se roage, și uite cum citește, plecând de la acest fapt particular, cum citește creația lui Mircea Ivănescu, ce rostogolire, ce unghi extraordinar să găsească. Atunci mi-au căzut, cum se spune în textul sacru, cojițele de pe ochi și am văzut. Am înțeles că, cu toată suprafața relaxată a poemului ivăneștian, textele lui sunt varianta diurnă a acelui plâns și a acelei spaime. Tot ce a dat substanța marilor urlete și marilor zbaterii acolo, învelit în volutele acelea ample, așa cum se învelesc obiectele fragile și prețioase, ca să nu se spargă la o mânuire inabilă. Poezia nu anesteziază suferința, ea e chiar suferința extrasă gram cu gram din corp, externalizată poem cu poem, în doze infime, dar letale, pentru ca cel ce suferă să poată funcționa, pentru ca plânsul și spaima să-l viziteze numai noaptea în singurătate, iar animalul social diurn să-și poată face mai departe numărul. Iar celui care se apucă de scris îi trebuie același tip de curaj ca și toxicomanului care se duce la dezintoxicare. Va poate și mai mult că cel nu are avantajul grupului de sprijin. Așa e punctată sau contrapunctată toată această carte, așa e punctat sau contrapunctat tot acest jurnal, cu momente care țin de un fel de latură, de lectură a realității pe care o cunoaștem în mare măsură cu toții, și pe de altă parte intrări din asta în dedesubturi, în încăperi subterane de mare subtilitate, de mare forță eseistică. E unul dintre jurnalele de mare forță, și primul și acesta din punctul meu de vedere, și încă o dată țin să-l marchez și să pun lângă el întreaga mea admirație. Radu Vancu, Răul, jurnal 2016-2020. Putem să mergem mai departe? Sigur. A fost o liniște așa. Păi, așteptam. Am văzut că iarăși s-a luat internetul. Nu. Te anunțăm noi cu 5 minute înainte. Așa, bun, așa. Uite, o reeditare, într-o ediție foarte frumoasă, a uneia dintre cele mai importante cărți de literatură sau de proză scurtă în mod special, aș spune din ultimul secol de la noi, și anume această minunăție
de nostalgia lui, a lui Mircea Cărtărescu, o carte despre care spune așa, se spune așa în Los Angeles Times, fascinantă, pătimașă și neașteptată, așa cum numai literatura adevărată poate fi. Iar în Frankfurter Allgemeine Zeitung se zice că Mircea Cărtărescu este un prus psihedelic, un degustător literar al apocalipsei, care în același timp se lasă în voia aromelor delicate ale după amiezilor din copilărie. E o carte care a apărut în 1989 în premieră, deci mai bine de 3 decenii, da? 31 de ani, da. 31 de ani și care atunci se numea altfel, se numea Visul. Deci Visul din 89 este aceeași cu nostalgia de astăzi. Visul de atunci și nostalgia de azi au împreună și separat aceste extraordinare, aceste capodopere a literaturii române în materie de povestire, și anume Ruletistul, Mendebilul, Gemenii, Rem și Arhitectul. Încă o dată, rar s-a scris atât de sus și atât de adânc în literatura română cum s-a scris în această, cum a scris Mircea Cărtărescu în această carte. E o carte, cum să spun, de căpătâi pentru, de bază, de mare forță pentru literatura română. Deci, și practic, e o reeditare din ce spui. Este o reeditare, da, într-o ediție foarte, foarte frumoasă, foarte înmiresmată, miroase și frumos, și arată foarte, foarte bine, și am ținut să o arăt așa cum îți face plăcere să arăți o bijuterie. Aceasta este realmente o mare bijuterie. Tot așa a apărut de câteva zile în această ediție. Ok, și acum să trecem la... Ba nu, încă nu trecem la niște cărți cu coperte mai groase. Mai este una de genul acesta, sau două mai sunt. Iarăși, de foarte curând apărută, o carte care adună mai multe interviuri cu 15 nume de referință ale scenei publice din România. 14 sunt români, unul este străin. Sunt dialoguri pe care le face un om foarte priceput în această tehnică și artă a dialogului, a interviului ca specie publicistică, și anume Melania Cincea, 15 la puterea 5-a se cheamă. E și un joc de cuvinte. Da, o știu pe Melania, că ea scrie și pe Facebook. Scrie și pe Facebook, și site-ul pe care scrie ea, pe care ea l-a inventat, pe care îl coordonează și pe care îl întreține și pe care îl deține, se numește Puterea a 5-a. Toate aceste interviuri cu cei 15 invitații ai Melaniei sunt publicate inițial acolo. E foarte bine că ele sunt, interviurile astea sunt adunate într-o carte, și dăm voie să citesc numele care sunt aici, și doar din aceste nume, cum să spun, din înșiruirea acestor nume o să vedem foarte limpede cât e de sus cartea asta, și anume Adriana Babeți, Teodor Bacunschi, Ana Blandiana, Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, Gabriel Liceanu, Mircea Mihăieș și Ioana Nicolae, Tatiana Niculescu, Radu Paraschivescu, Horia Roman Patativici, Ioana Pârvulescu, Andrei Pleșu, Ioan Stanomir și Thierry Volton. Unele interviuri sunt calde, luminoase sau stârnesc nostalgie, altele sunt de un umor tonic și un sarcasm coroziv. Mai sunt unele care pun cititorul la modul cel mai serios pentru zile întregi pe gânduri, deschizându-i fronturi de meditație la mari sau grave teme ale lumii, spune Melania Cincea despre cartea ei, o carte pentru care o felicit cu toată căldura și cu toată admirația, ca un care, mă rog, mai știe cât de cât câte ceva despre cum se face interviu profesionist. Pot să afirm că Melania este unul dintre puținii oameni care știu cum se face specia asta atât de dificil, atât de inflaționist prezentă, dar nu adesea cu reușite, și care are, repet, puțini oameni care știu cum se face cu adevărat. Melania știe și cartea asta e o dovadă în plus. Uite, e o idee să încercăm să o prindem. Cine știe?
Poate, da? Poate, da? Poate o determinăm să acorde un interviu dacă tot a făcut atâtea. Văd că a luat interviuri de la tot Humanitasul, asta e clar. Are și de la, și de la mulți alții. Sunt multe interviuri pe care le publică pe, pe știu, Puterea 5. Lasă-mă să observ după lista, după de nume. Și atât, în afară de Adriana Babeș și de Mircea Mihăieș, toți ceilalți autori, într-adevăr, sunt autori, păi vezi, autori cum. Da. Dar nu e rău. Da, e foarte bine. Dar nu o să iei interviuri cu oamenii cu care nu poți discuta. Iei de la cei cu care ai ce spune și ai ce aduna. Nu, încă o dată, asta e, la Melania este a doua carte de interviuri. Mai are încă una publicată la editura Universității de Vest. Compoziții pe dictafon, acolo sunt și mai mulți. Cred că sunt vreo 30 de invitați și, să zic așa, zonele care îi asociem sunt mult mai, mult mai diverse decât... Da, nu, și e genul de om care e atentă și la ce se întâmplă în jur. Am văzut că intervine pe Facebook și la situațiile pe care le trăim și social, politice, adică e ok, exact ce trebuie. Nu între puțini ziariști adevărați rămași în piață, rămași în, în iarbă, ca să spun așa. Corect. Că mulți s-au retras și ea e chiar foarte, foarte bătăioasă. Să mai spun că e a doua ei carte la Humanitas, iar prima e una cu o mare miză, cu o mare miză socială, se cheamă Frăția Penală Academică, cercetarea științifică din penitenciarele României, o investigație jurnalistică. Foarte, foarte bună. Foarte, bun, așa, bun. Da? Face și jurnalist de investigație, deci Melania e un om, cum să spun, pe care pariez așa, cu ochii, cu ochii închiși. Ne-ai dat, și ne-ai dat o idee, o să încercăm să o ducem până la capăt. E o idee care merită să fie pusă în practică. Acum mai avem 2, 2, 4, 6, 7. Hai să facem așa. Mai întâi o să-ți arăt repede 5 cărți, așa. Uite, le pun pe toate. Da, dacă le dai grupat, cred că rezistăm așa. Sunt grupate, da? Nu. De altceva le-am dat grupate, pentru că sunt primele 5 cărți din cea mai recentă serie de autor. Cucioran. Imagine total, exact, o imagine grafică total diferită de ceea ce eram până acum obișnuiți de la Humanitas, Emil Cioran. Da. Sunt cărțile care au apărut acum o lună și ceva, iar între ele sunt și, este și un titlu inedit. Cele 5 sunt următoarele. Căderea în timp, da? Demiurgul cel rău, da? Exerciții de admirație, o pun deoparte pentru că dacă avem timp o să citesc un pasaj, da? E important, da? O carte care se cheamă Razne, e a doua ediție, dar prima a fost de asemenea, a avut statutul de inedit și unde vreau să zoomez, cum s-ar zice, și unde vreau să stau un pic mai mult, Carnetul unui afurisit, și scrie aici, inedit. Asta e chiar pentru prima dată apare în românește, a apărut, cum am zis, acum o lună și ceva. Grație efortului reunit al editurii Humanitas și al unui om extraordinar care ne-a dat deja, odată cu acest titlu, 4 volume inedite Emil Cioran. Asta fiind cea mai recentă. Constantin Zaharia se numește. Tot el a îngrijit și aceasta și tot el alte două titluri inedite, și anume Îndreptar Pătimaș 2 și Despre Franța. Sunt cărți pe care Cioran nu le-a publicat niciodată și pe care el le-a salvat din manuscrisele pe care le-a consultat ani de zile în Paris. Constantin Zaharia locuiește la Paris și este unul dintre cei mai valoroși hermeneuți europeni, a spune, operei lui Emil Cioran. Iar cartea aceasta, repet, este ultimul inedit pe care ni l-a dat. Carnetul unui apurisit. Odată cu ea și celelalte 4, în această extraordinar de îndrăzneață și de vie, serie de autor de vie ca imagine, serie de autor dedicată lui Emil Cioran. Emil Cioran care spunea așa, între altele, în exerciții de
de admirație. Apropo de, nu știu, de filozofia sa, de felul în care înțelege el a face cultură la cel mai înalt nivel. Și a scrie, de fapt. A scrie, citez acum, a scrie este o provocare, o perspectivă ce falsifică în avantajul nostru realitatea, așezându-ne mai presus de ceea ce este și de ceea ce ni se pare a fi. Să-l concureze pe Dumnezeu, ba chiar să-l întreacă doar prin puterea limbajului. Iată performanța scriitorului, specimen ambigu, sfâșiat și vanitos, care, smuls din condiția lui naturală, s-a dedat unui splendid delir, mereu derutant, odios uneori. Nimic nu e mai jalnic decât cuvântul și totuși doar prin el ajungi la cele senzații de fericire, la jubilația ultimă, în care ești cu desăvârșire singur, eliberat de orice sentiment de apăsare. Absolutul atins prin cuvânt, prin însuși simbolul fragilității. Îl poți de asemenea atinge ciudat prin ironie, cu condiția ca aceasta, ducându-și până la capăt opera de demolare, să-ți dea cu tremurarea unui zeu de andoaselea. Cuvintele ca agenți ai un extaz răsturnat. Am citat așa, mai puțin chiar și decât la un aperitiv, din cel considerat cel mai mare stilist, între altele, cel mai mare stilist al limbii franceze după Paul Mallarmé. O minte cu totul excepțională, Emil Cioran, al nostru și al francezilor și al întregii umanități. Și nu am citat întâmplător din aceste exerciții de admirație, pentru că ceea ce fac eu însumi în raport cu Cioran și în seara asta e o formă de admirație. Deci serie nouă la Humanitas și foarte, foarte arătoasă. Emil Cioran, de asemenea, în această serie nouă și un inedit, carnetul unui afurisit. Tot legat de Emil Cioran, o ediție nouă, o reeditare și o rearanjare a unei cărți, nu știu, cumva clasice, a lui Gabriel Liceanu, dedicate lui Emil Cioran, Itinerariile unei vieți, Apocalipsa după Cioran, e cartea care conține și ultimul interviu filmat vreodată de Emil Cioran. E inclus acolo în carte sau este cum? Acolo, transcrierea acestui interviu este inclusă în această transcriere, da. Bun. Transcrierea, da. Asta e penultima carte din turnurile mele din această seară, din minunățiile pe care compuneau turnurile mele. Îți dai seama că oamenii acum sunt deja cu cardul în mână și cu lista în dreapta, cu cardul în stânga și se pregătesc. Da, se poate și cash, nu numai cu cardul. Da, e la distanța asta e mai greu. Dar oricum, poți fi sigur că după ce va circula această prezentare, o să fie oameni care își vor dori. Și oricum s-au bucurat să afle. Uite, Patricia scrie că Cioran este, mi se pare, un om al contrastelor. Asta îmi place la el, faptul că s-a dezis de unele idei ale lui din tinerețe, de exemplu. Uite, asta o spune o fetiță de 19 ani. Da, el a avut, ca și mulți alții din generația lui, într-adevăr, ceea ce s-ar numi astăzi așa mai politicos, niște rătăciri în direcția adeziunii la mișcarea legionară. El poate mai puțin decât alții, de pildă Mircea Eliad. Da, Eliad a fost mult mai prins, dar nu știu dacă îți rătăciri. Așa au gândit la vârsta aia, de ce trebuie să le găsim scuze mereu? Da, nu e ca scuză, era o formulă care s-a vehiculat și știu, de aia. Știu, dar sună ca o scuză, lasă-i acolo. Așa au gândit la vârsta aia, la altă vârstă au gândit altfel. Așa este. Mi se pare că se poate de normal și e chiar dialectic, ca să folosim termeni marxiști. Da, însă marea operă a lui Cioran nu are de face cu chestiuni de acel ordin, are absolut, de face cu, absolut. Cu totul altă natură. Opera sa, să zic așa, de sens și de stil. E în cu totul altă zonă și e una dintre marile comori livrești, să zic așa, și filozofice și esteistice ale muzicii și da, în sensul ei este un universal atât de puternic. A marcat spațiul cultural francez, între altele, încât acum vreo două luni, cred că, Luca Niculescu a dat știrea asta
pentru România, Emil Cioran în premieră pentru România și după aia a fost preluată pentru pentru alte publicații. În Franța, așadar, Emil Cioran a devenit personaj de benzi desenate. A fost lansată o serie de... Am dat și noi. Am preluat de la Luca Niculescu. Este un elogiu extraordinar care i s-a adus lui Emil Cioran, transformat în personaj de bandă desenată, personaj pozitiv de bandă desenată, într-o țară în care e aproape o religie. Noi nu avem, cred că, reprezentarea a ceea ce înseamnă benzile desenate în Franța, sau nu avem termen de comparație? Păi, reperul nostru este cel francez. Îți dai seama, dacă noi am crescut cu Pif și cu Vaillant, da, logic că știm cultul francezilor pentru benzile desenate. Exact, exact. Ultima carte din seara aceasta e de asemenea o mare carte a umanității și e pentru prima oară când o avem în românește într-un fel integral. Îi datorăm aceasta excelentului traducător Sorin Mărculescu. E vorba de Criticonul lui Baltazar Gracian. E considerat cel mai important eseist și prozator baroc al secolului al XVII-lea spaniol. Se spune că sunt trei opere mari pe care ar trebui să le citim ca să înțelegem un anumit tip de sens, să zic așa. Uite, Schopenhauer spune așa, mai precis, în direcția ceea ce doar am enunțat eu mai înainte. Cunosc trei opere alegorice de largă respirație. Prima, în care aluzia e limpede și mărturisită, este incomparabilul Criticon al lui Baltazar Gracian. Bogata țesătură de alegorii ingenioase înlănțuite între ele. Sub o formă plăcută, ele împărtășesc înalte adevăruri morale, cărora le conferă și evidență de ordin intuitiv, autorul uimindu-ne și prin bogăția inventivității sale. Celelalte două opere, în care alegoria este mascată, sunt Don Quixote și Gulliver în Lilliput. Avem așadar pentru prima dată în românește una dintre marile capodopere ale literaturii occidentale, a literaturii spaniole, acest Criticon al lui Baltazar Gracian, carte etalon pentru ceea ce înseamnă literatura de tip alegoric, o carte care își cere respirație largă, e de fapt, mai pe românește spus, e un cărțoi de citit cu mare atenție, de studiat cu creionul în mână, pentru că cei vechi au încă să ne spună foarte, foarte mult. E o carte care arată splendid, e în edițiile acelea extrem de frumoase pe care le scot Humanitas și pe care le asigură, să zic așa, cărților clasice, cum a fost și la Platon, cum a fost și la Iliada, la Odiseea, același format, aceeași bijuterie și pe obiect e și la cartea aceasta Criticonul. De asemenea, foarte recent apărută, se va lansa public în câteva săptămâni, din câte am înțeles eu, o carte de căpătâi. Toate nu-s numai turnuri, cum ziceam la început, am vorbit noi și zilele trecute, sunt forme de întărire sufletească, de, nu știu, de reziliență, dacă vrei. Sunt vitamine, dragă Andrei, sunt vitamine C. Așa ai și zis, vitamina C de la C de la carte, ceea ce e valabil. Exact. E forma noastră de a ne proteja. Așa este și sunt avalanșa din jurul nostru. Sunt recunoscător pentru că mi-ai oferit această ocazie să fiu cumva în dialog cu oamenii, cu cei care ne privesc și să arăt aceste cărți care sunt foarte bune și sunt foarte bune și ca vitamine și ca un fel de soldați așa în vremuri mai complicate. E foarte important ca lumea să știe ce apare, când apare, cum arată. E o formă care, din păcate, nu e folosită de edituri și e bine că tu ești printre puținii care ai înțeles sensul și nevoia oamenilor de a vedea cărțile, de a ști despre ce e vorba, cât de cât. Editurile ar putea să facă mai mult și nu mă refer acum la Humanitas, care iată face gestul. În general, toți ar trebui să facă mai mult în direcția asta, nu doar prin
IMAG sau mai știu eu care platformă de vânzări de cărți, pentru că într-adevăr online-ul am văzut că chiar declara un domn, acum e o perioadă din asta de vânzări mari, nu? E un târg. Asta. Da, este Elephant Fest, într-adevăr. Așa, e, și un domn, probabil că unul din organizatori, spunea că cifrele de vânzări pe online le-au crescut. Deci, dintr-un anumit motiv, unii sunt mulțumiți cu asta. Eu zic că nu-i destul. Bun, mă bucur pentru edituri că au obținut mai mulți bani, pentru că e nevoie. Fără bani nu poți să scoți cartea următoare. Dar eu zic că trebuie să vină mai aproape de public. Nu numai numeric, ci trebuie, și prin conținut. Trebuie vorbit despre cărți. Exact, trebuie vorbit exact. Într-un fel comercial, dar mult mai mult decât atât, în primul rând, trebuie vorbit așa. Corect, aproape corect. Cu sufletul, cum se spune, și repet, sunt foarte recunoscător pentru faptul că îmi dai ocazia să vorbim despre cărțile acestea împreună și despre care o să mai vorbim, de fapt, pentru că... Cu siguranță. Uite, oamenii îți mulțumesc, acum vin mulțumirile pentru recomandări de la Timișoara și din alte părți, așa că asta și contează până la urmă. Deci târgul ăsta este... De când până când sau cum se desfășoară? Este de luni până duminică. E un târg care nu substituie, dar mă rog, care stă într-un narativ asemănător cu târgul de vară, târgul de Bookfest, cum era numit înainte. Așa, da, Bookfest-ul. Da. E pe târgul Strunson, ultima săptămână a lunii mai. E un moment bun, un moment important pentru piața editorială. Au fost foarte multe lansări. Am avut și eu câteva cântări acolo, chiar la două dintre cărți, a fost astăzi, la Constantin Zaharia cu Ineditul Cioran și la Melania Cincea. E bine că se mișcă și în direcția asta, dar și eu sunt de acord cu ce spui tu. Lumea poate să stea și în online, dar trebuie să și iasă din online, să meargă, să pună mâna direct pe cărți. Da, pe ai văzut că sunt oameni iubitorii de carte, simt nevoia chiar să stea acolo, să le miroase, să le vadă. Sigur, eu, de exemplu, dacă sunt un comod, prefer să, dacă îmi spune cineva de un titlu, să-l comand. Dar înțeleg și bucuria lui Gaudeam și a lui Bookfest. Eu am fost cam la toate edițiile și peste tot, chiar dacă e obositor, chiar dacă eram cu ăla mic după noi și n-a fost deloc ușor, tot e o bucurie să mergi acolo. Marius Tănase îți adresează o întrebare de final, dacă obișnuiești să mergi în anticariate. Merg și în anticariate. Sunt, pereții mei sunt blindați de cărți și aici, la turnul Severin, da. Merg și în anticariate. Cum să nu mergi? Te cheamă cărțile acolo. Sunt o grămadă de comori. Eu am încercat să dau anticariatelor cărți și n-am prea reușit. Așa că de-aia te întreb. Dacă întrebarea e bună, nu știu cei care se ocupă de conținutul lor. Sunt suficient. Variante bune chiar. Găsești multe lucruri. De acord, tocmai. Eu am vrut să donez și am avut dificultăți. Îți dai seama. Nu să le vând. Da. Să le donau. Pur și simplu să le dau, să le ia. Cel puțin trei dintre cărțile pe care le-ai enumerat, spune Manuela Chețan, mi-au atras atenția și le vreau în bibliotecă. Deci, tu ți-ai făcut treaba. Te rog să te duci la domnul Riceanu să-ți dea o insignă. Nu, nici măcar. E suficient că există domnul Liceanu și Humanitas și sunt ceva foarte important. Eu sunt mai prozaic, n-am partea asta a hiperbolelor și a cuvintelor frumoase, dar meriți să fii felicitat de cei de acolo, pentru că tu ai fost. Și tu pentru ce faci și pentru că... Eu mă bucur că... Nu, să știi că pentru mine bucuria este exact cea pe care ai atins-o tu. Adică tu, în legătură cu oamenii care sunt acasă și care primesc așa un cadou, informații, cărți, coperte palpabile, totul e real, nu e nimic făcătură, totul e în direct, asta contează. Mai repetăm. Bun. Așa o să facem și îți mulțumim foarte mult. Lavinia zice, cu siguranță eu voi achiziționa volumele despre care știam, pe care mi le doresc, dar așteptam această întâlnire pentru confirmări despre ele și îți mulțumesc. Deci iată, vezi, oamenii reacționează exact așa cum ne dorim. Îți dorești și tu și îmi doresc și eu. Multă sănătate, Cristi, și te așteptăm cu runda următoare. Mulțumesc, voi veni cu mare drag. Toate cele bune încă o dată. Numai bine.
Dragi prieteni, o baie de cărți. Da. Bune, turnulețe, turnuri importante, diferite. Sigur, sunt cărți mai greuțe pentru o anumită generație, pentru o anumită categorie, dar este important, și n-am exagerat cu nimic, să existe și această alternativă la net, la film, la stradă, la toate ce ni se întâmplă nouă de jur împrejur, să avem și variantele astea. Mă bucur că a făcut Cristi acest gest, tocmai acum în prag de, uite, și Bogdan Suciu îi mulțumește lui Cristi, pentru că e omul care aduce cartea. Mai dă un refresh și pe... Iar trebuie să dau? Da, te rog. Dom'le, tot timpul să dau refresh. Dar ei scriu pe pagina psihologului, nu scriu pe YouTube. Nu le place pe YouTube, nu vor acolo. Nu, lasă că e foarte bine, trebuie să... Să fie peste tot. Să fie trafic. Da, să fie trafic. Eu cred că biblioteca este închisoarea cărților. Eu cred că ele trebuie să circule, nu să stea uitate pe un raft. Patricia, și cam cum te-ai gândit tu? Hai să auzim. Cum te-ai gândit tu să le faci să circule? Să le aruncăm de la fereastră și să circule sau cum? Păi, ca să poată circula, trebuie să ajungă undeva într-o bibliotecă. Și din biblioteca respectivă se duc către alții. Eu asta și spuneam puțin mai devreme. Am vrut să le donez ca să ajungă la alții. Și acești alții au zis, păi pe astea nu, pe astea da. Fără niciun discernământ și fără nicio logică. Eu mi-aș dori ca tot ce am eu carte să ajungă la multă lume, dar pentru asta trebuie să existe disponibilitate. Deci cărțile existente în biblioteci făcute pentru a avea fundal spectaculos când vorbești de acasă pe Facebook, alea într-adevăr sunt închisori, altfel nu le consider închisori. Eu cred că fiecare generație are anumite repere. Vezi bine că sunt foarte multe cărți reeditate după ani și ani. Sunt cărți despre care a vorbit Cristi la început, pe care eu le-am citit în egală măsură, dar nu cred că aveam 17-18 ani. Eu la vremea aia aveam alte preferințe. Eu citeam și San Antonio în paralel cu Ludlam, în paralel cu filme, cu cărți de polițiste, serii noir, fleuve noir. Fiecare generație și cu anturajul pe care îl ai, noi citeam de toate. Nu pot să zic că în cercul meu de prieteni stăteam să citim Schopenhauer sau Hegel în afara facultății, unde eram obligat să o facem. Dar nici nu fac caz de asta. Întâmplător, eu chiar am făcut o facultate de filozofie, secția psihologie, și noi astea le-am învățat. Alții citează, fac trimiteri, noi chiar le-am învățat, am dat examene din ele, adică, bun, că n-a rămas nimic, asta e altă treabă. Astea sunt datele mele personale care au butonul de erase mult mai la îndemână decât ăla cu record. Așa că apăs și eu unde nimeresc mai repede. Bogdan Suciu, vitamina C, un veritabil vaccin împotriva sălbăticirii sufletelor și creierelor. Frumos spus. Și Sorina Elisabeta, ce frumos a fost, mulțumesc. Sonia zice, cartea asta cu conștiința mi-aș cumpăra-o cu siguranță și bine faci. Și Lala, eu în liceu citeam cărți SF și acum îmi place genul. Da, uite, și eu am avut o perioadă cu Asimov și altele, câteva, nu erau multe. Când avea Lala vârsta de liceu, eu eram deja bătrân. Dar gândiți-vă că eu vorbesc acum de anii 60. Nu erau atât. Aveam și cărți, în afară de Biblioteca pentru Toți, exista și livre de poș în circulație. Deci era originalul de la Biblioteca pentru Toți, era livre de poș. Eu am prins și cărți din alea de fascicole. Erau cărți astea din epoca anilor 40, 30, 40, fascicole de cărți care erau un serial. Uh-huh. Și trebuia să faci jos de ele. Deci, ce, dăteau pe sub mână, le băgam pe sub pat ca să nu le vadă tata, că erau de-astea cu nasoale și cu limbaj mai... Da. Deci, domne, asta, pentru noi cartea era totul. Noi n-aveam nici net, nici televizor, nici aia, nici aia, nici aia. Deci cartea era tot. Explică. Da, iar așa, iar trebuie să... Dar degeaba mi-arăți, că nu pot să... Eu trebuie să dau aici
un semnul ăsta cu da, cerculețe. Acolo. Da, știu unde trebuie să ajung, dar e un efort supraomenesc. Ai cont pe Clubhouse? Am încercat și eu, dar nu m-au ajutat. Nu mi-a ajutat, nu mi-a plăcut. Da, domne, nu, uite, Marius, noi am nimerit ieri, când am nimerit? Ieri. Ieri. Da, ieri. La o discuție lansată de cineva cu mai mulți oameni din domeniul entertainmentului și organizării de spectacole sau în orice caz păreau avizați și vorbeau cât se poate de aplicat despre problema asta cu revenirea spectacolelor mari. Pe mulți îi preocupă excesiv spectacolele mari. Eu nu sunt de acord cu această grijă excesivă pentru cele 2, 3, 4 spectacole mari. Aș fi vrut să fie 40 mici și bune, nu 4 cu 100 de mii, să fie 40 cu câte 30 de mii, câte 10 mii, câte 5 mii, câte 1000. Dar, apropo de Clubhouse, eu am așteptat să veniți și voi, că noi am vorbit ca proștii singuri. Adică Iulia de acasă și eu de acasă, vorbeam pe Clubhouse și vorbeam așa, între noi, cum vorbim acum, numai că acum suntem mai mulți. Deci chiar m-aș bucura să interveniți, să facem o discuție, pentru că dacă vă e jenă pe telefon, atunci pe Clubhouse nu mai e nicio problemă. Intervine fiecare când are chef în discuția respectivă. Am zis să vorbim despre Eurovision, uite, o să lansăm și noi subiectul ăsta, concerte mari, concerte mici, lansăm tema. Poate vin și oamenii ăia, dacă interesează subiectul. Deci aș vrea să auzim păreri de la organizatori, de la artiști, de la oamenii care se ocupă până și de bilete, de la echipele tehnice. Toate astea, componentele astea și mai ales publicul. Și această întâlnire ar putea să ne dea șansa să scoatem ceva util. Acolo am auzit câteva voci foarte articulate și pertinente, așa că mi s-a părut că nu e chiar neplăcut. Acum, sigur, depinde pe ce ai nimerit. Poate că ai nimerit peste cineva, un grup care discuta despre bucătărie sau despre porcării. Na, ce acum, știu. Adevărul este că eu primesc notificări multe despre diverse camere care se creează, dar în timpul zilei și atunci nu prea... După, dacă le-ai ratat, s-a dus da, cu tot. Da, asta clar. Cei de acolo, gazda acelei întâlniri, a și spus că le postează. Înseamnă că ei le înregistrează, eu încă nu știu cum se face, și le dau mai departe. Ok. Patricia spune că, într-adevăr, s-a gândit și ea la același lucru, să le dea cadou. Da. Patricia, dacă să le dai cadou, trebuie să știi cui. Da. Iar eu, dacă acum spun, mă adresez oricui din București. Dragilor, am la dispoziție 300 de cărți pe care aș vrea să vi le dau cadou. Facem pariu că nimeni nu vine să le ia? Că asta mi s-a întâmplat. Am făcut același lucru cu vinilurile, am făcut același lucru cu casetele, a trebuit eu să-i rog pe oameni să vină să le ia. Ca să nu mai vorbesc de magnetofoane și asta. Eu nu am chestia asta să țin. Deși așa se zice că după o vârstă așa fac oamenii, că domne, că adună, că răpăreți, că bătrânii așa fac. Nu, domne, eu le-aș da pe toate. Din punctul meu de vedere, valoarea lor, ce a fost, ce a contat, e înăuntru aici. Da. Asta e. La mine aia e centrala. Acum, ca să stau să mă uit la ele tot timpul, nu. Sunt lucruri pe care, într-adevăr, n-ai cum să le dai, că... Na, eventual le lași moștenire, dar cărțile... Într-adevăr, sunt făcute să circule, să fie citite. Nu m-ar încânta să știu că îi dau cuiva 100 de cărți și le pune el în bibliotecă și stă și el cu ele vreo 20 de ani. Și zice, mamă, ce bibliotecă frumoasă. Vai, dar ce de cărți ai luat. Vai, dar voi, ce cultură are. Da. Deci nu, așa cum ai spus, să le dăm cadou, dar să ajungă la cine trebuie. Despre povestea cu Clubhouse, sunt dispus să încercăm. Când vreți voi. La, nu se poate să întrebe așa ceva ce este Clubhouse. Lala e deci, tânără. Îți explic. Explică-i tu că eu nu mă pricep. Pe Android. De acum repede. Trebuie să înlămurești toți termenii. În Google Play te-ai
te înregistrezi. Acum se poate, încă se poate fără să ai invitație. Dacă ai nevoie de invitație, ne spui și îți dăm noi o invitație. Așa, zi, și zi. Te bagi acolo, îți faci cont. Unde se bagă acolo? Pe Clubhouse. Așa. Instalează aplicația. Da, bagă-te în imagine să nu creadă lumea că eu vorbesc de nebun cu dar două cum, voci. Dar cum dacă eu mă aud? Da, tu te auzi, dar eu vreau două persoane, două voci. Ce hai. Oameni. Da, oameni deci... buni. Da, zi. Instalezi aplicația Clubhouse. E o imagine cu o fată alb-negru, poza e alb-negru, așa. Nu ai ca să o arătăm? Nu, nu am cum, n-am cum să o arăt. Păi da, instalezi... deci e pe telefonul meu. Nu, că nu se vede, nu o să se vadă imaginea, e prea mică. Deci e alb-negru, o fată alb-negru, poză, o instalezi, îți faci cont, dacă nu poți, ne spui și îți dăm invitație. Așa. Și evenimentul și acolo... se desfășoară prin faptul că tu, să zicem, într-o zi ai chef să vorbești despre concertele din Timișoara și inviți oamenii nu să vin. Nu inviți neapărat. Nu, lansezi subiectul. Da, lansezi subiectul. Faci o cameră. Așa se cheamă. Prietenii tăi pe care ți-i identifică din lista de telefoane care au... Află că tu află ești și acolo, te văd acolo și participă la discuție. Și participă. Se poate, poți să faci o cameră publică, privată, în care invizi tu specific, numai pe cine, da, vrei. Pe cine vrei, sau mai e un tip, nu mai țin minte cum. Între public și privat. Ceva de genul ăsta, da. O cameră publică, privată și... și încă ceva. Și, așa... bun, acum poți să, uite, Lala spune că se pot face concerte cu 1000 de spectatori, ceea ce zic că este mai că se poate, da? De ok. Cartea și câinile își dispută întâietatea la statutul de cel mai bun prieten al omului, fiecare din parte merită acest statut. Bună observația lui Bogdan. Deci Clubhouse-ul nu este un fel de Zoom, ba, pentru este că, exact un fel de Zoom. În sensul că este Zoom audio și nu video. Da, păi și Zoom e, poate să fie și fără imagine. Da, dar... doar vorbești, ai acolo un buton pe care apeși când vrei să iei cuvântul și, și eu ia te văd. Vede moderatorul și îți dă cuvântul. Deci moderatorul și... e gazda. Da. Poate fi oricare dintre voi. Și pot fi mai mulți moderatori, da. Că poți face tu mai așa, deci se poate interveni când vrei să spui ceva, nu se vorbește unul peste altul pentru că nici nu e civilizat și nici nu se întâmplă, da, așa ceva. Deci eu zic că e o formă, cât am auzit eu, mi s-a părut decent. Și nu se înregistrează, adică... Ba, se spui, poate înregistra. În aplicație. În aplicație nu se înregistrează, nu dacă, îți propui să înregistrezi, înregistrezi. Cu, da, prin mixer și bagi, da, într-un hard și atunci rămâne acolo. Dar nu e un exercițiu rău și cred că putem încerca, dacă voi o să fiți de acord. Noi am sperat să fiți cu noi la Eurovision, dar acum aflăm că nu aveam cu cine. Na, asta e, nu erați în temă. Dar e șansa de a sta de vorbă 8, 10, 20 de inși, fără să se calce pe picioare și despre un subiect anume. Nu stăm acum despre orice. Sigur că se poate vorbi despre toate subiectele la un loc, cum facem noi acum, dar în principiu e mai sănătos așa. Da. Deci asta ar fi cu Clubhouse și cred că n-ar fi rău să încercăm când o să aveți voi chef. Din ziarele de azi am extras câteva teme pe care le consider îngrijorătoare, pentru că e o confuzie cât se poate de amplă în ceea ce privește fenomenul vaccinare și epidemiologic. Spune, proporția de 43% persoane vaccinate nu generează imunitate colectivă, ne anunță un specialist. De asemenea, un nou medicament contra COVID-19 este la un pas de autorizare, ceea ce n-ar fi rău. Și de asemenea, un studiu, chiar dacă nivelul de anticorp scade după vaccinare, răspunsul imun rămâne puternic. Deci, vedeți, aici este o contradicție permanentă, pentru că la televizor și în alte articole am văzut exact opusul. Că poți să iei boala dacă, chiar dacă ai fost, da, vaccinat și chiar dacă cu 6 luni înainte ai trecut chiar prin boală, poți să o mai iei.
ceea ce confirmă că este mult mai aproape, că în fond e viroză, până la urmă asta da. Este. A revenit în discuție și îmi pare bine că și-au amintit unii să o discute și în spațiu public, situația cu HPV-ul și cu alte boli mari și grave care generează cancer, care se iau prin contact sexual și pentru care s-a încercat la fetițe de... Știi că a fost scandal acum câțiva ani, un an, doi, trei, au vrut să vaccineze fete de 11-14 ani și au refuzat părinții și au făcut urât, ceea ce e o mare greșeală, pentru că era, acum se pare că există disponibilitatea de a vaccina cât mai multe fete tinere, că e valabil până la 19-25 de ani, pentru că după aia nu te mai scapă de nimic. Deci se revine și la tematica altor medicamente. În țară ar fi putut intra peste 150 de medicamente noi pentru diverse afecțiuni, de la diabet la cancer, de la cancer la tulburări renale și așa mai departe, dar pentru că birocrația este atât de groasă și de nesimțită, au fost omologate un sfert dintre ele. Deci un sfert dintre ele. Da. Patricia spune, eu aș vrea să dezbatem subiectul difuzării muzicii la radio, poate cu Alex Ichim, cu Marcel Platon. Am făcut ce a spus Iulia, acum trebuie să aștept să-mi dea și ei mesaj că e contul activ. Perfect. Lala, ești foarte iute. Da, asta cu difuzarea muzicii la radio o putem dezbate, dar Marcel Platon este doar un realizator, el nu se ocupă de problema difuzării la postul la care colaborează, iar Alex Ichim este de aceeași parte a baricadei cum suntem și noi. Sigur că putem discuta între noi oameni care spunem același lucru. Nouă ne-ar trebui unii care gândesc altfel ca să fie o dezbatere. Evident, da. Cred că asta ar fi soluția. În fond, ca să-i spui lui Alex că ar fi bine să nu dea, el nu dă. Deci nu e o problemă. Ne-ar fi util alți trei oameni de la alte posturi ca să fie o dezbatere pe bune. Și atunci ați aflat și voi cum stau lucrurile. Nu era ideea, eu preiau și încerc să rezolvăm, ori nu e neapărat să facem prin Clubhouse, putem face aici. Aici. Adică putem face exact ce facem noi cu 2-3 oameni care să fie dispuși să vină să discute despre fenomenul difuzării muzicii la radio, deși eu am văzut luările voastre de poziție la articolul pe care l-a scris Iulia, am văzut și câteva reacții puține, ce-i drept, nu multe, care nu erau de acord cu ce s-a scris acolo. Eu spun că doar un om care nu iubește muzica poate să spună. Am primit și un mesaj de la cineva, un om din domeniu, domnul Crigri, care m-a taxat pe undeva spunând că, domne, că și Radio România Actualități dă doar 40% muzică românească, iar că România Cultural nu dă nici 20%. Eu n-am stat să număr procentele, nici nu, pe mine nu mă preocupă procentul, pe mine mă preocupă felia de care răspund. Iar în felia de care răspund există întotdeauna un echilibru. N-am stat să calculez nici măcar la partea asta câte cântece românești dau și câte străine. Eu am nevoie să existe un echilibru între vorbă și muzică, între vechi și nou, între toate acestea. Deci, treaba posturilor de radio și a șefilor de canale să asigure echilibrul ăsta și, în mod normal, dacă am luat o drept bună, că a zis 40%, deja e foarte bine. Categoric. Deja e foarte bine. Mai spunea cineva, Călin Bărcean, cred că la tine pe pagină, că nu-i poți obliga la imparțialitate. Nici n-ai cum să îi obligi să fie imparțial. Dar domne, un procent de muzică românească poți să stabilești. Da, bineînțeles, dar nu e vorba aici de... am văzut și eu termenul folosit, da. Probabil că n-a fost inspirat la cuvinte. Sigur că ești subiectiv, nu ai cum să fii tot timpul solomonic, să spui, domne, dau și pe ăla, dau și pe ăla, dau și pe ăla, dau... Nu, dar cifra e cifră. Dacă instituțiile de stat pot dirija acest lucru într-un mod elegant și să stimuleze
creația românească, cel puțin în perioada pandemică, așa ar fi fost normal, să impună, nu să le impună statul, ci ei să-și impună să dea 40-50% muzică românească, ce era așa o nenorocire. Adică poți să dai heavy rotation cu toate ciurucurile, dar nu poți să dai muzică românească cu lucruri bune. Care e logica? Asta înseamnă a fi incapabil să asiguri un echilibru. Dar e problema lor. Aici, nu pe Clubhouse, așa a zis Patricia, da. Am făcut, deci am înțeles. Până la urmă am înțeles, o să încercăm. Ori facem cu 1-2 invitați în direct, dacă ajungem să primim și musafiri, dacă nu, facem așa la distanță și încercăm să prindem încă 1-2 oameni care să fie de altă părere, că altfel nu ne ajută. Să fim noi între noi, suntem de aceeași opinie. Cert este că fenomenul Eurovision a scos la iveală exact șanțul în care a picat muzica în general și în speță muzica românească. Pentru că ați văzut, s-a dat pe mâna unei firme, deci stat privat, da. Da? Deci nu se poate și invers, adică ca să-i răspundem și lui Călin Bârcean, adică cel de la Global e firmă privată. Da. A putut să impună României un ciuruc și să ne facem de băcănie în Europa, dar eu nu pot să spun ție, eu statul român, ție firma Global, dom'le, vreau marfă bună și pune, dacă pui 10 cântece străine, pune și 10 românești lângă ele. Absolut. Și dăm, eu difuzez la radio-ul meu muzica de la ăla și de la ăla, am în egală măsură. Ce e așa o chestie gravă? Sigur, o să luăm iar cu lozincuțe, cu libertatea de exprimare, libertatea de expresie, libertatea de a alege. Lasă-mă pe mine să pun... Asta și faceți. Dar dacă ați vrea să arătați că sunteți liberi și alegeți, nu dați același program la 10 posturi. Exact, că nu reiese de nicăieri că sunteți liberi. Reiese că sunteți, nu sunteți slugile statului, sunteți slugile firmelor care vă livrează marfa. Nici o urmă de libertate. Eu pot să mă laud că sunt liber. Absolut. Eu, ce facem noi cu Iulia, putem spune că noi suntem liberi. Nu ne-a spus niciodată, voi nu-l mai dați pe ăla, nu mai dați din alea. Mai curând a venit de la ascultători, cum bine știți, da, nu? Da. Aoleu, ați dat Pink Floyd, vai, Doamne! Mai cu un Megadeth, mai cu un... ați văzut că la Megadeth s-au întâmplat lucruri. Am lipsit puțin și gata, pac! Domnul Mustaine l-a dat afară pe unul din fondatori, pe Ellefson, nu? Da. Urât, no, not good. Deci, revenind, mai curând publicul te taxează și e bine că se întâmplă așa. Uite că publicul nu taxează 4.964 de difuzări pentru o singură piesă, una. Aia este partea nasoală. N-am de unde să știu că publicul nu-i taxează. Noi doar tragem o concluzie în sensul ăsta. Eu n-am de unde să știu că nu sunt oameni care își exprimă într-adevăr opinia și le spun, pentru că sunt copiii ăștia ai noștri care au scris. Dom'le, am scris la nu știu câte posturi. N-a povestit cine? Alan George. N-a povestit că el a scris la nu știu câte posturi din alte țări și că ei au reacționat frumos și că în România numai noi am răspuns și probabil Alexi Kim de la Romantic. Dar asta nu înseamnă că asta e singura cale. Trebuie să existe și reacții de negație, nu numai de afirmare. Că, până la urmă, oamenii asta fac. Păi schimbă, da, postul. Schimb postul și ajungi la același cântec. Da, același cântec îl vei găsi pe toate posturile. Sunt unii oameni care se resemnează și cu algoritmul ăsta, că, băi, aud același lucru. Băi, parcă l-am mai auzit și acum o aud. Da. Nu-i nimic. Mai aud și încă o dată. Lucian Nicolae în curând va imite postul estival Radio Vacanța Mamaia. Un foc de paie și despre Radio Vacanța ar fi ideal. Stimate domn, not good. Și spun și de ce. Eu nu am tangențe cu acest post. Radio Vacanța Mamaia, nu știu cu cine mai lucrează, nu știu în ce măsură ține de instituția centrală, dacă este un post privat sau dacă este în continuare al statului. Nu văd de ce aș face eu o promovare a lor decât dacă
ei sunt dispuși să facem o discuție despre așa ceva. Deci Radio Vacanța pentru mine nu e cea de la Mamaia. Asta este. Eu am colaborat cu acel post pe vremuri, prin 82, 83, 84. Am avut o perioadă în care trimiteam în fiecare zi 30 de minute o rubrică acolo. M-am chinuit să o trimit chiar de la București, urmă m-am chinuit să o trimit când făceam navetă la Alexandria. Deci am avut o perioadă în care am colaborat cu acel post, dar eu să le fac lor promovare, nu văd de ce, decât dacă oamenii își doresc. Nu cunosc pe nimeni de acolo, absolut pe nimeni. Noi am fost acolo când am avut o transmisie acum... De la Gaudeamus. Da, mulți ani în urmă. Da, da. 5 ani sau când. Mai mult. Când a fost și festivalul la Mamaia. Exact, îți dai seama. Deci atunci am avut și chiar am făcut 2-3 interviuri în interior. Au fost oameni drăguți, ne-au găzduit. Am avut pe Francesco Napoli invitat, pe Mihai Alexandru invitat, am avut pe Romcescu. Am avut o grămadă de invitați chiar la Mamaia, dar asta a fost o conjunctură. Dacă sunt oameni noi acolo și își doresc să... Lucian, așa cum mi-ai spus mie, spune-le că eu sunt deschis să discutăm despre istoria acestui post și despre oamenii acestui post oricând, doar să-mi dea un semn de viață. Eu n-am cum să-i caut. Ei mă pot căuta. Dar italienii cum au reușit cu Ultimo? Bună întrebare. Păi, cum au reușit cu Ultimo? Cum au reușit cu toate numele din noul val și cu vechiul val, păstrând echilibru între toate cele. Ce credeți, că în Italia nu sunt oameni mulțumiți și nemulțumiți de muzica pe care o ascultă? Sunt exact ca la noi, sigur, sunt convins. Dar ei au un Sanremo care chiar este o rampă de lansare. Da, și Sanremo e contestat de foarte mulți italieni. De acord, deci, da. Așa cum s-au uitat 10 milioane la ei, au fost alte 40 de milioane care nu s-au uitat la ei. Da. Deci, să ne înțelegem, și în Italia sunt ciocniri între apartenențe și între gusturi, dar există și un echilibru. Ce a arătat băiatul ăsta cu un pian și cu o voce pe o scenă, dovedește că nu e întotdeauna nevoie să stai 25 de ani ca Vasco Rossi ca să umpli stadioane. Deci Vasco Rossi face același lucru, umple stadioane, dar după atâta carieră. Deci există o disponibilitate a italienilor pentru genuri diferite de muzică. Dovadă că acum au plusat pe o piesă care nu-i specifică muzicilor. Da. Acest Maneskin nu este o trupă în stilul muzicii italiene. Nici pe departe. Ei când aveau Idic Dic, Ipuh și toate trupele alea, alea într-adevăr cântau cum cântau și trupele noastre românești, piesele americanilor și englezilor în limba lor. Și la noi era la fel. Cântau toate găștile. Nu întâmplător avem aia faza cu Lady Madonna care cântă piesă, apare pe disc românesc Phoenix cu Lady Madonna. Deci la noi era la fel ca la italieni, sigur, la o scară mult mai mică. Ce se strecura în România, chiar și în anii în care nu era așa de intens verificată muzica intrată în țară, era puțin, dar trupele românești cântau Beatles, cântau Stones, cântau Kings, cântau Dave Fye Clark, cântau toate alea cu toate piesele pe care le știm noi și pe care unele dintre ele le-ați și votat din zona rock and roll și pe care le veți auzi în emisiunea de mâine seară în ultima oră, alea se cântau și în România. Aproape toate. Da. Fără dubiu. Important este să se înțeleagă că despre alea s-a scris, s-a vorbit foarte puțin. Am spus de atâtea ori că soluția românească a fost una mult mai dibace. Făceai cover-uri în limba română, dar nu spuneai că e cover. De unde să știe românul că ai o piesă franțuzească sau italienească sau americană? Habar n-aveau. Și nici cei de la cenzură nu știau. Da, e o piesă românească. Ok, să fie sănătoși. Deci, asta se întâmpla. În măsura în care cineva va înțelege că e nevoie să sprijin creația, să ai grijă despre ce se întâmplă pe piața muzicală, cred că o să mai treacă multă vreme. Acum, dacă vă uitați la afișe, noi le-am cam publicat cam pe toate. Tot ce am găsit. Și evenimentele astea pe care noi le sprijinim în mod special. Și cele cu baricada folk. Și cele care se întâmplă conjunctural în diverse puncte din țară.
Emeric Imre chiar a fost drăguț și mi-a mulțumit, a fost printre singurii care, și Andrieș a făcut același lucru, mi-a mulțumit că am preluat știrea de pe newsfeed. Dar sunt foarte, foarte multe evenimente. Nici nu știu dacă, cum bine spunea cineva data trecută, domne, s-au scumpit biletele. S-au scumpit. S-au scumpit biletele. S-au dublat. Aici este o belea. O belea la care artiștii vor fi obligați să se gândească. Pentru că dacă ei își pierd publicul în clipa în care tocmai trebuie să-l câștige la loc, nu te mai întorci. Da, bă, nu s-a scumpit doar biletul, ci și consumația și tot totul, ce... Totul, totul. Sigur, asta o fac alții, nu artiștii, dar artiștii sunt la mijloc și ei, artiștii trebuie să se gândească bine. Băi, stai puțin. Deci eu îi ceream ăluia care vine să mă vadă 30 de lei și acum îi cer 60 de lei și ăla trebuie să mai consume încă de 20 de lei și încă să mai dea pe taxi și încă să mai facă cutare, l-am băgat într-un milion și ceva. Și eu ce fac? Păi da, ăsta a doua oară nu mai vine să mă vadă. Da, păi deci, dar nu mai ai. Na. Păi, și atunci e bine să se gândească. Tocmai și... Tocmai de asta ar fi bine și organizatorii de concerte să se gândească de două ori. Ai. Decât să trage acum pe concertele mari. Ei gândesc acum cârciumărește. Cârciumarii au chestia asta. Câte luni avem noi sezonul estival? Păi două. Știi că așa o țin pe a lor, cu două. Păi hai să tragem acum atât tare cât putem, că pe urmă cine știe dacă mai prindem. Și atunci îi jupuie pe oameni, le iau bănuțul și pămâna la revedere. Și pămâna ne plângem alte 7-8 luni, băi, dar nu mai avem de unde să... Păi da, populația e sărăcită, în egală măsură, și au pierdut jobul un milion de oameni. Deci nu poți să vii să spui acum că lasă, bă, nu contează. Păi ca dovadă că nu se gândesc decât la momentul ăsta. Hic et nunc. Aici exact. Și acum. Asta e tot. Deci nu e ok ce se întâmplă. S-a dat gol la meci. La Digi, ce spunea ăla? Că nu să mai, n-apucăm să mai vedem oameni, mulțimile alea de la Antol. Da, mie mi se pare una că e manipulatorie. Păi. Total. Ăștia sunt mână-mână cu tinerii organizatori de mari evenimente. Ai văzut că ei sunt invitați permanent. Ca și cum ei ar fi inventat muzica asta, ca și cum ei ar fi inventat fenomenul. Înțeleg unul de la eMagic, cum e Guido sau Laura și alții care chiar au făcut evenimente mari și ăștia care așa peste noapte au dat niște țepe mari, lovituri mari, financiare și acum sunt singurii specialiști pe care îi consultă organele decidente, că nu îi cheamă la televizor, îi cheamă la dezbateri. Da. Și ei se luptă pentru ce? Pentru propriile lor. Nu-și fac griji pentru ăștia alții. Nu, hai bă să le dăm și băieților ăstora, să aibă și ei. No. Noi o ținem pe Untold, pe Never See și pe... Ce mai era? Mai era una. Summerwell. Summerwell. Ah, da, ce, cum a și zis ăla. Vai, dar ce dor îmi era de Summerwell. Bă, mie nu mi-a fost dor. Asta e, ce să-ți fac? Ce dor mi-a fost de Summer... Dom'le, a fost festivalul alea istețe făcute de Laura. Alea cu Best. Cu Best Fest, da. Dom'le, acolo erau și inedite, erau și mai așa, mai speciale, mai nu mainstream-uri. Erau oameni de nișe și vedeai niște lucruri. Există artiști din țară. De ce să... Fă-le cu artiști din țară. Păi sigur mai că mici. Da. Ok, mai mici, că nu o să vinzi tot atât. Da, domne, dar să facă. Faceți la Timișoara este un singur concert anunțat. Ana Coman la Faber și Festival de Jazz. Nu știu ce se întâmplă de nu mișcă nimeni altcineva. Toți anunță concerte în București. Domne, se pare că... Lala, e doar o deducție, dar se pare că ăștia din București sunt mai dispuși să dea banul. Pentru că nu văd de ce la Timișoara n-ar fi cel puțin 4-5 concerte într-o săptămână. De ce n-ar fi? Aveți artiști locali, sigur că pot fi invitați și unii din București, din Cluj, din Oradea, din Baia Mare, nu? Asta cred că de circulat acum se circulă. Păi, na. Nu stăm în casă. Bineînțeles, și sprijin industria. Eu cred că lor li se cam rupe de conceptul ăsta a sprijini industria. Ei vor să-și facă treaba, să-și ia banul. Și poți să-ți iei banul, așa cum ai spus și mai devreme, fără să investești milioane ca să aduci străini. A, că poți să-ți permiți să aduci străini, adu-l și pe ăla.
Este foarte bine. Da. Am văzut că sunt rețete în care sunt 10 străini și 2 români. Atunci nu poți să vii să spui, domne, eu ți-am pus 3.000 de lei sau câte să plătești pentru bilet, când știu că omul ăla n-are. Și pomă, vii și te plângi la televizor, domne, nu ne ajută statul. Păi, adaptați-vă cu banii pe care i-ați primit de la stat să vă ajute, faceți evenimente moderate. Cu atât cu cât se cu poate deocamdată. Sigur și... că da. Mai sunt câteva la Gărâna, da, știam, festival de jazz în iulie, unul de rock mai soft în august și încă ceva concert weekendul ăsta sau următorul. Păi, până la urmă, reiese că sunt. Deci, nu așa cum... Dom'le, nu așa obișnuiți. Nu, nici nu cred că se pune problema. Nu așa cum este la București. La București sunt de 10 ori mai multe spații și de vreo 7 ori mai multe persoane. Deci au da. Cui să-i dea și de aia sunt și disponibilități. Dar nu sunt toate la București. Am înțeles că și festivalul ăla de la unde făcea Daniel Iancu SRA. Da. Da, la Ilva. La Ilva Fest. Am înțeles că sunt și altele care se reiau. Am văzut aici artiști care circulă și deci se duc undeva unde cântă. Deci, cum bine a sesizat prietena noastră Emilia, eu am dat pe pagină, am preluat ce a scris Mircea Bodolan, că are un concert și eu credeam că ăla e un local de București. Omul a uitat să spună unde are loc concertul. Și unde era? Nu știu. Deci ca să vezi cum se face. Eu tocmai asta spun tot timpul. Dom'le, artiștii, vedeți, ocupați-vă de soarta voastră. Băgați undeva, dați-ne și nouă să preluăm. Nu, dom'le, oamenii au... Omul a postat ce i-a venit în cale, a scris acolo, stai că spun imediat dacă ajung la el. Asta e cu Barry Gibb, asta e altceva, asta e cu fotbal. Uite, afișul de la Rock Am Ring este super pentru da? Germania, da. Unde între 3 și 5 iunie sunt de la Green Day, la Fallbeat, la Muse, la Airborne, la găști, zeci de găști, inclusiv Maneskin. Deci ca să înțelegeți că nu e aici ăsta festival. Deci la ăsta dacă aș avea condiții și finanțe, m-aș duce fără ezitare. Uite, un artist care se promovează și scrie așa, la Ana și Ion. Seară de folk cu Mircea Bodolan. Eu crezând că ăsta e un local arhicunoscut din București, dacă cineva spune la Ana și Ion, tu ce înțelegi? Da. Și aflu de la Emilia, care a atras atenția, și că dacă ar preciza și orașul, cred că ar fi un pic mai eficientă promovarea. Am văzut deja întrebări dacă București, nu, e vorba de Constanța. Deci, habar n-aveam cine e Ana și Ion. Dacă tu o dai așa, logic să tragi concluzia că știe tot omul. Dom'le, Ana și Ion sunt vecinii mei din București, de aici, de după colț. Nu e așa. Deci, na. Mai este și, uite, ciclul de concerte ale lui Emeric Imre, pe care omul le-a publicat clar, fără afiș, fără nimic, cu date clare. 27 mai Suceava, deci astăzi e la Suceava, mâine este la Bacău și sâmbătă în satul Varlaam. Dom'le, se fac concerte și acolo. Din Buzău, ferma de sub Penteleu și îți dă și adresă și număr de mail unde se poate face rezervare. Deci asta înseamnă că oamenii se duc să cânte. Ce să discutăm? Iar aici, uite, Sorina Herș ne face un comentariu. Prin aprilie, cred, am avut ocazia ca într-o ediție a Psihologului Muzical să ascult un interviu de colecție 2006, dacă memoria nu mă înșală, cu cea care a fost Mălina Olinescu. Aici ea se referă la articolul tău, da, 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 unde s-a dovedit că am avut voci foarte bune care, chiar dacă acolo au luat leapșa, în țară puteau să fie valorificate. Sigur. Și Mălina chiar spunea că nu e difuzată și e refuzată și povestea cum era refuzată de radiouri. Da, și avea totală dreptate. Da. Același lucru s-a putut spune într-o măsură și despre Mădălina. Da. Și da. La un moment dat a spus-o cu gura ei și săraca Laura. Deci vedeți, valori pe care le lăsăm la colț ca să dăm ce? Să dăm... Roxenuri și Roxen, Roxenuri. Păi
Vedeți? Despre asta e vorba. Uite, baricada Folk la Brezoi în perioada 18, 19 și 20 iunie. Deci aveți și sunt locuri unde, nu-i numai la București. Asta vreau să subliniez, că nu sunt toate la București. Nu am eu lista întreagă pentru că nu o trimiteți. Iulia mi-a făcut aici o listuță cu evenimente, da, dar să o dar care nu sunt aduse la zi pentru că nu știm dacă oamenii nu trimit. Stai să văd dacă am aici. Nu le am aici, nu vă mai țin din treburile voastre, gospodărești, dar am avut destule în care reieșea că se cântă. Se cântă pe... am dat și în emisiune, așa că o să le dau pe unele dintre ele, le voi repeta mâine seară. Uite, Trooper cântă la Arenele Romane, Ada Milea și Bobo vor cânta la Quantic, tot acolo va cânta și Andrieș. Pormă este la Quantic și Semnalem și Phoenix, deci sunt evenimente importante pentru iubitori. Open Air Blues în Garden Festival în stadionul Uzul din Dărmănești. Asta e lângă Bacău. Da. Asta e evenimente și aici avem așa, Ride On Band, Wild Wild Band din Marea Britanie, Arthur Menezes, Statele Unite și Catfish Band din Marea Britanie. Formă sâmbătă, asta e vineri, sâmbătă avem în 27 august, Ladies Night se numește, cu Marilys featuring Axis, asta e din România și Serbia, Jesse Lee and the Alchemist din Franța, Danny Wild Band din Marea Britanie și Heather Newman Band din Statele Unite, astea sunt toate de gagici, trupe de gagici. Iar duminică 29 august avem Southern Cockroaches. Ia auzi, ăștia sunt români. Da. Gândaci români, da. Lugaru Band din Serbia, Rareș totu cu Midnight Sun. Uite, în sfârșit mai sunt și nume pe care le știu. Cu Dean Bauman, știi că el a anunțat că va colabora cu Dean Bauman, da, da, da. Și Big Daddy Wilson Band, colaborare între americani, germani și italieni. Deci sunt evenimente, totul e să dați de ele. Iar domnul Andrieș, 10 iulie la Quantic, ora 20, cu Berti Barbera, cu Călin Grigoriu, cu Ioana Mântulescu și cu Sorin Romanescu. Așa că eu ce-am putut să adun așa din propria inițiativă, am adunat. Restul ar ține și de ajutorul vostru și de altele. V-am semnalat și la Brăila, Festivalul George Grigoriu. Stimate prietene Radu Pleșoianu, dacă ai citit și tu ce scriem, deja ar fi un pas către comunicarea reală. Adică nu-i destul ca eu să citesc ce scrieți voi. Citiți și voi ce scriem noi. Da. Am pus afiș, am comentat, am spus că se fac înscrieri. Deci Festivalul Grigoriu ți-am mulțumit și l-am postat pe pagina mea și pe pagina psihologului muzical. Acum, ce vreți să fac mai mult? Organizatorii n-au dat nici măcar un semn de viață, nici măcar atât. Dom'le, mulțumim că ne-ați promovat. Nimic. Așa că n-are sens să mi-amintești ceva ce am făcut deja. Vă recomand Baby de pe Netflix cu o coloană sonoră de Maneskin, spune Patricia Montero. Da. Da? E un serial. Serios? Da. Vezi, Baby. Și copiii ăia deja au... L-aveau dinainte. Au coloana sonoră, deci se băgaseră pe treabă încă înainte de a ajunge acolo. Deci astea sunt informațiile pe care vi le-am dat. Sper că nu v-a epuizat momentul cu cartea. Noi o să mai avem întâlnire pe bază de carte cât de curând. Acum prietenul nostru Ovidiu este foarte ocupat. La rândul lui face cântări în foarte multe locuri, dar această carte va veni cât de curând în casele voastre cu o dezbatere când o să fiți și voi pregătiți cât de cât. Iar după aceea am zis că vorbim despre altă carte. Eu sper să-l prindem pe prietenul Albiter să vorbim despre cartea lui cu el și, pe urmă, dacă vreți, discutăm și despre părerile voastre. Mă bucur că RRA e pe locul întâi. Patricia, RRA era constant acolo. Acum au făcut un gest pe care nu l-au făcut de vreo 10 ani de zile. Spre bucuria mea, că de-aia am și preluat, au postat
o dovadă că ei ocupă locul întâi, cu matinalul, cu ce aveau ei, dar erau pe primul loc. La share au fost permanent pe primul loc. Da. Deci nu e un eveniment ca acum este. Acum s-au trezit cei de la PR-ul instituției să posteze ceva. I-au dat pozele oamenilor de acolo, ok. Nu mă deranjează că nu vorbesc despre emisiuni de noapte, pentru că e de la sine înțeles. Nu, da. Nu o să vorbească ei de emisiuni de noapte. Eu știu care e situația cu emisiunea noastră, nu am nevoie de confirmări, dar rețineți, postul public a fost și va rămâne constant între preferințele oamenilor în primele trei locuri, orice ar fi. Cu toate astea, trendsetterul din, da, este 2020, Pro-FM, care e pe locul 8. Da, atât, deci, s-a putut. Deci, și pe 7 la Național. Dar asta, trendset, de, titlul de trendsetter, cine l-a dat? Media Forest. Păi să vorbim cu Media Forest. Este desemnat stației radio care a difuzat de cele mai multe ori timp de 10 săptămâni de la momentul lansării în eter piesele care au ajuns number one în Media Forest. Deci sunt cei mai mari criminali de pe piață, exact. Asta înseamnă trendsetter. Da. Bun, atunci să, dacă ei au măcelărit urechile și sănătatea psihică a populației, le dăm titlul de trendsetter. N-am știut că așa, deci ucigașii de urechi se numesc trendsetter. Exact. Bun, acum că știu, nu vreau să fiu trendsetter. Asta e. Deci, vedeți, faptul că postul public a fost discret a dat senzația că, domne, ce rup ăștia cu chis, cu zu, cu mu, cu bu. Nu e adevărat, domne. Postul public a fost întotdeauna echilibrat și nu spun pentru că eu colaborez cu ei, pentru că știți bine că am fost și la alte posturi și am avut suficiente note critice la adresa acestui post. Dar azi au făcut, sau ieri, nu, azi, am văzut gestul ăsta normal pe care trebuia să-l facă tot timpul și de câte ori am avut ocazia, am zis și președintelui trecut și celui prezent și am zis și șefilor de redacție, când am avut și eu ocazia să mă întâlnesc, când n-am stat să pierd timpul să le fac lor program. Dar am zis, zic, domne, mai lăudați-vă și voi. Știți foarte bine că eu în emisiune de câte ori am avut ocazia, am spus, domne, suntem pe locul întâi. Asta e situația. Le place, nu le place detractorilor, n-avem ce să facem. Sigur, o să vină unul și să zică, da, băi, Andrei, dar acolo sunt 2000 și ceva de salariați, că nu știu ce bani, că de la buget. E adevărat, e adevărat. Dar dacă toți sunt băgați în aceeași oală, dacă tot timpul cei de la pagina de media laudă pe Kiss, pe Zu și pe nu știu mai care, că au și ei, și pe Pro FM, dacă e cazul. Și pe Rock FM. Și pe Rock FM, și pe cine mai vor ei. Atunci, dacă tot apărem pe lista aia, hai să spunem adevărul, nu să citim în zigzag. Că mulți citesc în zigzag. Hai să băgăm pe aia cu comercialul. Hai să băgăm pe aia de urbanul. Hai să băgăm urban și comercial. Hai să băgăm la sate, dar nu oricum. Comercialul de la sate. Zic, băi, ce public. Dacă eu vă iau cifrele de acolo, am mai făcut demonstrația asta, o să vedeți că se râdeți cu lacrimi. Dacă vedeți că nu se pupă cifrele între ele în același timp, pe aceeași grilă, sunt niște contradicții de logică minimală. Deci, n-are sens să... Ăia iau și ei un bănuț, cei de la firma respectivă care predau cifrele astea și, pormă, în baza lor, se umflă sau nu se umflă în pene unii și alții. Eu mă bucur că, în sfârșit, PR-ul Radio România a făcut un gest normal și a zis, băi, suntem și noi pe primul loc la ceva. Minunată emisiune, mulțumim, cartea nu obosește niciodată pe nimeni, cu excepția parlamentarilor pe care... încondeiat așa de exact Ioana Constantin. Dom'le, Ioana Constantin rămâne în continuare una dintre puținele persoane din zona politică cu prezențe mereu anunțate. Da. Și astăzi a fost la B1 TV la prânz, ea anunță pe pagina ei, azi mă duc la ora cu tare acolo. Ceea ce este foarte bine. Măcar de-ar face și alții același lucru. Deci, Patricia, îți mulțumim pentru bucuria ta, dar revin și spun că e un caz vechi, nu? E nimic nou sub soare. La share, Radio România nu cred că a picat vreodată la cifrele mari, nu la astea ciopărțite pe un loc mic. Vă semnalez că există un top songs cu animale creat de voi și de în frunte cu Lala. Acum puteți vota în voioșie, 20 de cântece, sunt 160 și ceva și eu, uitându-mă pe lista, abia acum mi-am dat seama că mai lipsesc încă vreo 20-30 de cântece, dar nu mai adaugăm nimic.
Astea sunt. Până acum au votat 26 de persoane. E adevărat că e pusă doar azi, dar acum, în afară de pisicuțe care n-au ce căuta aici, că au avut top separat, nu? Da. Pisicuțele, la valoarea lor, au defilat separat. Acum aici avem 160 de melodii, de la șoricei la condori, de la condori la canari, de la canari la mii, păianjeni. Avem tot ce vreți voi. Și cai, și vaci, și oi, tot, de toate. Deci, vă rog frumos să nu ezitați să ascultați, pentru că e un playlist acolo și, pe urmă, să votați. Cam asta, eu mai zic ceva ca să nu pleci repede. Păi zi! A zis? Păi nu, cred că asta, că mai zice din când în când câte o dudă ca să mai stai să mai citești. Da. Așa am înțeles. Nu știu dacă la asta s-a referit. Nu, că urma să zică ceva. Vrea să aștept până gândește ea ce are de spus. Deci spuneam că la Chindia viitorul este 2-2, un meci important pentru baraj de rămânere, copilărie unde ești aici, este o postare de la Sorina. Deci vom avea în curând, încercăm să stăm de vorbă cu niște oameni pe care noi i-am notat și dintre propunerile voastre, să nu credeți că am uitat, dar încă n-am primit răspunsuri și atunci nu-mi permit să anunț. Mâine este emisiunea, ceea ce cred că știți, și pe urmă probabil că ne vom întâlni sâmbătă, duminică sau luni, cred că duminică ar fi cel mai simplu, nu? Duminică e 30. Da, duminică. Sau nu, când ești tu plecat? Nu, duminică e ok. Nu? Că mă întorc până atunci. Nu, dacă nu, atunci facem pe 31, că de ziua copilului cred că e bine să-i lăsăm să se simtă bine. Iar pe 2 iunie avem pregătită o întâlnire cu cineva care n-a mai fost la noi niciodată și în rest celelalte date sunt în tratative, încă nu sunt confirmate. În măsura în care nu vă este foarte greu, v-aș ruga să mai dați din când în când un semnal către prieteni, să ne mulțim pe YouTube și o să ne fie cu atât mai ușor să comunicăm. Bogdan Suciu este mulțumit de lista cu animalele. Ba să ne vedem și pe 1 iunie, spune Patricia. Cadou de ziua noastră. Dom'le, discutăm. 1 iunie. Parcă am zis că facem o relatare din Piața Romană. Da, și foarte frumos. S-ar putea să ne vedem, să facem o transmisie de la fosta mea locuință, pe care dacă mă lasă să intru, atunci povestim de acolo și facem un live de pe teren. Uite, ca să vezi de ziua voastră, facem și chestia asta. Super! Da, asta s-ar putea, dacă nu plouă. Dacă plouă, nu facem. Dragilor, vă mulțumim că ați fost cu noi. Mulțumim pentru mesaje și pentru răbdare, dacă am apelat la ea, atunci asta a fost. Iar în ceea ce privește întâlnirea de mâine noapte, vă așteptăm, sunt 2 ore live, se regăsesc acolo unele dintre propunerile voastre, așa că e bine să fiți pe fază, nu numai pentru asta, ci chiar cu dorința noastră de a vă determina să propuneți altele, mereu altele, voi sau alții, dar propuneți alte cântece, pentru că asta asigură diversitate. Iar pentru partea a doua, uite că s-a dat gol și cred că a dat gol Vitor. Mă bucur că echipa lui Hagi merită mai mult. Deci în partea a doua emisiunii avem 2 ore inedite din nou cu un artist care a dispărut, dar care a fost în Radio România în 2008, în același an 2008, din care am extras săptămâna trecută. Este vorba de Alto Reed, un saxofonist de excepție cu o istorie bogată. O să auziți în introducere câteva date despre cariera lui, dar mă bucur că ne-am amintit de Alto Reed tocmai acum, că săracul om a murit în decembrie, iar pe 14 mai ar fi fost ziua lui. Și noi am zis, zic, stai mă puțin, dar noi pe omul ăsta l-avem înregistrat și nu zicem nimic. Așa că am hotărât să corectăm și această scăpare. Sigur, ar fi fost frumos ca radioul să știe cu ce oameni am discutat noi de la
Humperdinck la Julio, de la Julio la Ian Anderson, de la Ian Anderson la chitaristul de la Scorpions și tot așa poți să Mirei Matiu, niște copii de ăștia necunoscuți. Deci ar putea să îi folosească pentru că sunt ai lor, da, asta este. Și am zis, mă, pe altorit chiar l-am uitat și noi, așa că e greșeala noastră. După 13 ani ne-am dat seama că l-avem și am hotărât să vi-l oferim o variantă condensată, cu multă muzică, deci aveți alte două ore și pomă este top rock and roll. Așa că o să țopăiți, mutați-vă de acasă, luați-vă o casă la pământ, pentru că o să țopăiți, eu vă spun sigur că în ultima oră va fi dans așa cum am gândit-o și mă bucur. Între timp, mai ascultați și voi ce mai apare. Mulțumim tuturor celor care ne-au recomandat piese, pentru că să știți că ce au apărut noutăți, unele le-am luat de la voi și le vom difuza cu mare drag, pentru că și ascultătorii care nu cuvântă, ascultă.